Pizza. Ok, gata. Scuze, nu știu ce luase streamer Vențu. Ce faceți, prieteni? Gata, suntem live. Salut. E foarte weird pentru mine să... nu ți-am zis asta înainte, dar e foarte weird să te văd. Să s-o obișnuit să mă uit la ecran, gen să te văd dincolo, știi? Și că și pe... Bine, măcar pentru ei te văd tot invers. Ei te văd tot la ecran, e bine. Da, salut. Salut, nici nu știu. E prima oară când sunt la un doctor în casă în care zici că sunt la NASA în casă. E, hai că nu e așa mult. Pentru mine e NASA. Ai un ecran acolo, un ecran acolo, un ecran acolo, ca să văd ce atunci la ce mă uit. Și mai și vorbești singur prin casă de parcă... Asta da, asta e weird. Asta e weird, asta e weird. Să știți că până acum n-am fost doar noi doi aici. Pare că sunt mai mulți oameni pe care doar eu nu-i văd. Ecranul ăsta, care fapt e televizorul, obviously, îl țingem dacă făceam pe net. Gen, te proiectam aici ca să poți să scot imaginea să se vadă pe ecran, știi? Că îmi trebuia o sursă video. Da, nu înțeleg eu. Nu, e mai complicat ce faci tu decât... Doamne, ferește! Chiar vorbeam înainte, prieten, de case, că zicea Omid că lumea își dă seama că are nevoie de designer de interior când se gândeau ce să-și pună, și pune televizorul. De ce nu? Scuze-mă, dar cineva ți-a zis, bă, ești prost, chiar l-ai adus. Da. N-am vrut că venirea mea să te facă pe tine prost, dar e ok. Nu cred că a crezut lumea că o să vii. Dar de ce, mă? Ce aveți? Te gândeai că noi suntem obișnuiți să ne uităm la tine, genala. Păi noi suntem aproape vecini, dar merg la vecinul acasă, am adus și cafea, uite. Măi, chiar a adus cafea, so nice, so nice. Știi, vrei să bei cafea? Da, da, beau. Nu ești obligat. Stai liniștit că beau cafea oricând. Asta zic, nu ești obligat. Nu, beau liniștit. Deci, ți-am adus cafea. E cafea filtru făcut de noi la Maxchat. Aurel Vlaicu 20. S-a deschis de 2 zile. Știi? Vorbele astea de publicitate când omul își face Crăciun. Dar stai că vreau să-l și arăt. Pe bune că e cafea. Noi n-am făcut chestia asta pentru afaceri, noi am făcut treaba asta pentru pasiune. Adică, mă rog, să avem și noi unde să bem o cafea bună. Nu că n-ar fi fost în oraș, dar să fie localul nostru. Mi-e și frică să nu stric aici toate sculele astea. Nu asta. N-ai ce să strici, stai liniștit. Pe bune, adică cine nu mă crede că e cafea bună, poate să vină la Aurel Vlaicu 20. Aici la în centru și să bea o cafea bună. La Maxchat. Bun, gata, am făcut publicitate, pot să-mi zic. Bravo. O să mai fac din când în când, o să văd. Măi, dar n-ai pus design-ul. N-ai pus design-ul de interior. Nimic, de 2 zile e deschis și mai sunt lucruri de făcut. Uite, acolo trebuie să fie o mobilă, urmează. Și am zis, totuși, hai să nu o lăim, să începem să avem, să prindem cafea, hai noroc. Da, stați liniștiți că v-am pregătit aici. Păi uite-mă, mamă, deci site-ul ăsta e nepaptatat de 11.000 de ani. Păi ce faci, mie, nu spui? Nu pot, nu, n-am timp, nu-mi place, nu pozez. Deci noi avem, cred că, peste 20 de proiecte nepozate. De ce? Că am eu așa o... Uai, adică asta arată super bine. Uite, astea sunt de acum 10 ani aproape, jur. Dar trebuie să faci, venim noi și să facem poze, mamă, ce-mi place. Nu e că sunt foarte picky când vine vorba. Pentru noi o ședință foto la un apartament durează o zi întreagă în care car lucruri și duc lucruri și aduc lucruri. Nu-mi convine. Am proiecte pozate pe care nu le-am postat nicăieri, nu le-am pus nicăieri. Uite, asta este de acum 11 ani. Care? Asta cu X-ul de jos, care nu e o casă, era o... Urban Trick ăsta. Da, era un fel de... Zic cum se fac la reviste, pe pictorial sau ce? Da. O chestie făcută pentru o revistă care nici măcar nu cred că mai există. Trebuie să facem site. Dar nu, da, mă, nu merge, că merge prost. Nu, fii am vorbit, o să refac site-ul, apropo de chestia asta. O să refacem site-ul și o să fie doar un landing page. Când vrei să vezi pozele, o să intre într-o pagină, 12 ani, o să intre într-o pagină de Instagram. Astea sunt făcute acum? Da, nu, dar ăla de mai sus, dacă mai dai... Mamă, ce tare asta vreau și eu aici, după aceea incluzi. Așa, de mai sus un pic așa, stânga cu portocaliu, 16 square meter. Asta este primul meu proiect pe care l-am publicat. Ah, nice. Uite, scrie acolo 2010. Pac, e 2022. Dar eu am avut aceeași problemă, să știi. Deci asta l-am făcut acum 12 ani. L-am terminat acum 12 ani. Da, hai mă să ieșim de pe site, mă, dau o dracu de treabă. Păi băneam să ne uităm, bă, că cum se vorbește, cât de politic, care e gradul? Poți să vorbești cum vrei. Nu există nici stream la McShot. Facem stream de la McShot, da. Facem. Eu o să facem podcast-uri de acolo. Vrem să facem podcast-uri, vrem să... Bă, în ziua de azi nu mai poți să vinzi un produs doar, trebuie să vinzi... Informații, trebuie să vin să faci să te implici mai mult, să aduci oamenii, să vorbească de calitate, să vorbească de cultură, să vorbească de... Așa că vinzi tu cafea, bravo mă! Dar e și mai interesant să ai oameni care vorbesc despre diverse și... Pe asta zic, adică vrem să facem și podcast și tot felul de chestii în care să aducem lumea să vorbim. Tu știai că Bucureștiul este... Are cel mai mare număr de... București, România, cel mai mare număr de cafenele de specialitate din Europa? Nu! Jur! Am și eu mai mulți prieteni care au, dar eu nu știam că... Putem mă tot Suedia și caut o cafea ca lumea. Mi-a luat mie 4 zile să beau o cafea care să fie așa. Și eu nu sunt așa specialist în cafea. Unde ai fost în Suedia? Adică în Malmö. Ah, ok. Și n-au, că știam că... Nu, mă, n-au și studenți. Starbucks-ul este Dumnezeu acolo dacă te-ai gustat Starbucks. Dar nu e. Deci România e pe primul loc cu cafenele de specialitate. Bine, orice lucru așa mișto care apare în România, oamenii se ocupă de el, oamenii se obsedează de el, fac, direct. Gândește numai în centrul orașului, ai 20 de cafenele de specialitate. Chiar sunt multe. Adică omul de rând, care n-are nicio treabă cu cafea, acum bea cafea de specialitate, care în alte țări e așa, e un fel de te duci să bei un whisky din asta, acumat, la, și nu știu ce. Dar în România, da, se întâmplă chestia asta mult. Da, mișto. Chiar e. I mean, știi că asta, uite, tot așa vorbeam cu cineva, ți-am zis prietena mea, deci caută să-și închirieze și gen ceva, dacă nu știu dacă îți dau bani să-mi iau ceva, mai nu știu ce. Știi că e chestia mea, și eu seama banii ăștia, că până la urmă muncesc toată ziua și chiar merit să mă duc, nu știu, să beau o cafea să fie bună, gen nu să beau cafea de la tonomaștri, nu știu, să stau așa în liniștea mea. Dar la Aurel Vlaicu numărul 20. Păi chiar o să te trec pe lista de friends, să ai și un discount. Ce drăguț. Asta pentru că m-ai chemat la publicire. Adică noi te chemam oricum de seara, nu suntem multe date. Da, mă știu, dar vreau să ai discount la cafea. Și bei cafea bună. Și pe lângă asta, noi l-am și combinat un pic mai mult. Am zis, bă, dacă toată lumea are cafenea de specialitate, să facem și fine drinks. Și avem niște cocktailuri. Eu nu beam cocktailuri în viața mea până când am început să lucrăm la proiect. O băiatul, niște cocktailuri de-alea, ca lumea, Bloody Mary, așa cum îl găsești la un local dintr-o țară. Ah, tare. Mai sunt denumiri de astea, nu le stăpânesc. Eu știu, gen, îți fac 2 cocktailuri. Nu, da, nu. Sunt niște cocktailuri din asta bune, cu care poți să bei mai multe pare, să poarți toate starea cu cocktail. Da, genul sunt alea Long Island. Da, sau nu, Sex on the Beach sau nu știu ce. Bă, tot insist la partenerii mei să facem o nostalgie cu Sex on the Beach, să-l faci să reinventăm noi. A mine ar fi tare că ar fi tot astea prind acum. Toate filmele alea erau cu Sex on the Beach, uite ce să facem și noi ceva așa, nu știu. Dacă ai Hugo, ai Solb. Facem, da, oricum. Dar ai văzut că multe chestii acum e un return de ăsta 90 și în muzică și în... Da, pentru că e ceea ce o cunoști deja analizat și o știi, a trecut și timpul peste el și știi cum să o folosești mai bine. Da, și mi se pare că a fost așa imprug, adică e elementată nostalgie, gen că sunt chestii inclusiv la design, dar gen le-au făcut cumva mai modernizate, știi? Da, mă, pentru că avem acces la informație. Pe acum... 20 de ani, 30 de ani, dacă vrei să fii un designer bun, îți trebuia în primul rând să găsești niște cărți rare care erau foarte scumpe, care nu știu ce, să faci tu o poză acolo, să-l ții minte că nu-ți permiteai să ai cartea aia, să... Pinterest, gata, tot ce apare mișto pe lumea asta tu o vezi. Și evident că nivelul trebuie să fie mult mai ridicat astăzi, pentru că capacitatea unui designer, oricât de simplu sau complex ar fi, de a avea informație mult mai mare. Păi da, înainte era rețeta asta clasică. Bă, dacă vrei să fii un bun arhitect, trebuie să te plimbi în lume. Azi n-ai nevoie să te plimbi atât de mult în lume. Le vezi peste tot. Desigur, nu se compară să te duci acolo să simți atmosfera. Clar, dar tot trebuie să ai... Dar vezi, vizual, tu ai bagajul ăsta, dicționarul, bagajul, depozitul tău de informații vizuale e amplă, e plin. Nici nu mai are loc. Adică nu mai ții minte. Dar crezi că poți să, doar văzând pozele astea gen pe net și așa, crezi că poți să găsești și gen sursa de informații în care să înțelegi de ce chestia ai bine? Pe, în primul rând ca profesionist, da. Că, na, e ca și cum... Asta nu, zic, adică... Ți-aș arăta acum o radiografie și tu înțelegi ceva. Eu văd și eu acolo niște umbre, zic, bă, asta nu pare să fie picior. Pare să fie un ciocan. Mi-aduc aminte, era o știre, scuze, paranteză, la Pro TV acum mulți ani, în care... Ai zis că putem să zicem orice, da? Absolut orice. Băi, erau o radiografie cu unul care avea, nu știu, un ciocan în intestine sau ceva de... Da. Pentru că nu știu ce prostie făcut să spargă nuci. A vrut să spargă niște semințe de struguri. Dar eu am văzut, nu se răpoză, dar am văzut niște lucruri și eu la chirurgie generală, pe oameni ce își bagă oamenii în cur. Da. Și vin la stat. Uite, te întreabă cineva... Crezi că revine la modă stilul anilor 70 design interior? Păi uite, eu nu cred că dispare vreodată intervenția designului din anilor 70 și 60 chiar, din designul contemporan, oricând ar fi acest design contemporan, pentru că e atât de puternic și atât de cool și atât de... Este un echilibru foarte mișto între... coolness, între cineva care nu e atât de pomponit și așa, în aceeași timp, produsele sunt foarte elegante și foarte valoroase. Și mi se pare că sunt și mai simple și mai ușor să le... Și echilibrul asta îl ține în viața întotdeauna, adică oricând tu poți să intervii cu o piesă de mobilier, bam, pus acolo din anii 70 sau să recreezi o atmosferă de genul asta. Deci n-a dispărut treaba asta. E tare că când vreau să vorbesc cu oamenii din chat, mă uit aici sus la ecran și zici că răspund la Dumnezeu. Ce-am muțit și eu. Da, Doamne, să știi că nu a dispărut acest lucru. Ce-am muțit și eu, da. Revenind la oameni, deci e acolo, este un instrument, e un paletar pe care o poți utiliza oricând. Te mai întrebați cineva ce te inspiră, o să presupun că design-wise. O multe chestii, n-am lucruri pe care le țintesc ca să mă inspire. Da. Dar ce vezi în logo-ul ăsta? Mă întorc și la inspirație. Apropo de chestia asta, inspirație. Ia, stai să dau un ecran. Ia, facem un șarp un pic, așa, da. Oameni de pe chat, ce observați în logo-ul ăsta? Care-i treaba? Mie se pare, am crezut prima oară că tipul ăsta de mijloc era la Mannequin Piece, știi? Dar îmi dau seama că nu e, care o bătă cu gen... like spikes. Ăsta din stânga mi se pare că e bucătar. Sunt foarte curios dacă oamenii răspund. Măi, nu că e super, spuneți ce vedeți în asta. Exact, ce vedeți? Ce e? Ce sunt? Nu știu cum să zic să nu dau de gol. Nu mai mișca. Și iartă-mă, nu mai certa. Bibelouri! Da. Nu, jură-te! Ba da, sunt bibelourile pe care le găseai zordonelul ăla în vitrină, pus pe... Măi, voi știați? Mai era cineva care știa. Nu, mă, că n-am vorbit nimic despre Maxchat oficial, adică e o chestie așa de... Vorba ta și tu ai crezut că eu am vrut să promovez cuiva o capenă. Nu, i-am crezut că ai designuit tu. I-am crezut că ai făcut designul. Da. Deci, da, bibelourile. Deci, prietenul nostru Victor Firan, cofetăria, îl găsiți pe Instagram, care este și creatorul acestor țoale mega limitate, adică, practic, cred că l-am eu, el și încă câțiva. El a făcut tot ce înseamnă brandingul și după... Chiar se cheamă cofetăria, nice. Nu știu cum reuși să prind acest nume, sincer. E nebun. Da, el a... Dați-i și lui, mă, un follow, că e atât de hipster încât nu vrea să facă nimic ca să-l urmărească lumea. Te las că am făcut noi, îmi noi aici. Așa. Și, uite, vezi? Mamă, dar ce tari sunt. Tu e mișto, mă, mă, e art, 100%. Ador. Și după vreo 5 ani de zile... după multe variante am ajuns la bibelourile astea. Da, uite că știe lumea că e același până de la Baclavali. Exact, da, Victor de la Baclavali. Mamă, dar aici e tot publicul de la Visuri la Cheie. Păi ți-am zis că ne-am uitat la emisiune, men, ce ai? Suntem fierți. Da, și... Mamă, ce tare sunt. Da. Uite, nice. Dă-ți mult follow ca să mă sune să zic, bă, Omid, nu știu ce s-a întâmplat asta. Așa, și el a lucrat cu speaker industry. Da. Și a făcut logo-ul ăsta cu bibelourile. Noi suntem 3 parteneri, 3 prieteni foarte buni și a făcut treaba asta pentru noi cu bibelourile. Mă rog, e o poveste lungă, că am ajuns... Proiectul ăsta a durat vreo 4 ani. 4-5 ani chiar. Cafeneaua? Da, da, da. Wow, pentru că trei demenți perfecționiști au adunat prietenul în acea... Adică, nu știu, eu sper să facem și bani din treaba asta, pentru că n-am certat suficient de-a lungul anilor, deci merită să-l mă... E inevitabil. N-ai, cum orice afacere. Eu am postat ieri și am zis așa ușor că am deschis, că nu știu ce, și am scris, băi, e poveste din suflet. Ce din suflet? Că dacă suntem trei prieteni care ne-am rupt capul 5 ani de zile... De care a fost ideea cafenelei? Păi, a fost, am crezut că e ușor, dar a fost mult mai greu de făcut. Doi dintre prieteni au zis că vor să facă o cafenea, respectiv Alex și Cristi Burlacu, și i-am zis că, bă, vreau și eu să fac chestia asta, oricum știam că vor ajunge la mine să-i fac designul, deci era inevitabil. Și atunci, bă, vreau să fac și eu și după aia ne-am dat seama că suntem prea perfecționiști. Am făcut 5 variante, am avut 3 localuri pe care nu le-am deschis. L-am închiriat, dar nu l-am deschis. Wow, le-ați și făcut, da, gen? Da, da, am avut apa, deci tot ce înseamnă scule de cafenea l-am achiziționat acum 3 ani. Bă, o grămadă de bani, da, dați acolo. Da, știu că sunt scumpe rău. Exact, blocați acolo. Și acum s-a evit ocazia asta că am făcut designul la noul magazin DJ Superstore, cei care închiriază sculele de muzică. Și eu trăiesc fix vis-a-vis. Mă, fix vis-a-vis, da? Deci bot în bot cu locații. Și cunoșteam bine casa și înainte era hotel, un fel de hotel la casa respectivă. Și zice, bă, dar o să aveți și bar? Da, trebuie să facem și bar. Și zicea Robert la DJ Super. După cum o zici, nu părea foarte încântat. Bă, facea, doamne, da, trebuie să fac și bar și nu știu. Și zice, bă, uite, avem proiectul ăsta. Și hai să vorbesc cu băieții, bă, poate merge. Și s-a nimerit să fie bine și uite așa am dat drumul la, nice, la cafenea. Deci Aurel Vlaicu 20, nu știu. E bine că s-a nimerit, să zic așa. Da, măcar veniți și spuneți că e prost și nu vă place, dar poate să veniți. Nu, n-are cum. Da, mă, dar poate vine unul și zice, bă, nu-mi place cafea asta. Era un mega house al lui Bujor acolo, no joke. Bujor e unul de, era pick-up parties, gen, și făcea de-astea, gen, cum să combini, cum să nu știu ce, și gen, cred că înainte avea acolo... Gen, avea o locație în care făceau gen evenimente de astea. Da, era un pic... Da, era un hotel butic, dar, nu știu, vecinii n-aveau neapărat o părere foarte... Părea așa un pic ciudat pentru atmosfera locală. Deci știi cum e în centru, tu faci orice și toată lumea cu ochii pe tine. Da, da, a venit pandemia, ei au plecat de acolo. Casa e mare, mare, mare de tot. Și noi ocupam terasa din față, o să amenajăm terasa din spate și parterul, prima sală, care este la comun cu DJ Superstore. O să vedem. Amin, n-are de ce să nu fie bine. Am avut chiar o discuție cu partenerii mei, prietenii mei de dimineață, că cineva care ne ajută cu social media a scris că vină și beați your best coffee sau ceva de genul. Băi, ok să scriem best coffee? Da. Da, nu, de aia face publicitate, nu știu. Toată lumea scrie așa, come on. Da, mă, dar nu e prea exagerat? Mamă, ne. Eu uite ce fel de cafea îți place. Mie? Băi, eu beau cafea la filtru, ceea ce am și adus. Și, repet, eu nu sunt specialist în cafea în toate combinația asta. Ceilalți sunt, iar unul dintre ei este... A lucrat ca barista, ca manager de cafenea la Origo, okay. Adică are experiență cum trebuie. Dar am descoperit chestii noi. Cafea de filtru știam că îmi place cel mai mult. Și mai există o cafea și iertați-mă că nu știu să mă exprim foarte bine în zona asta, dar o să învăț în curând. Băi, e ca un fel de ceai, practic, știi? Cascara sau ceva de genul ăsta, nu știu. Gen, nu din boabe de cafea, din cojile alea sau? Nu, e din boabe de cafea, dar se filtrează așa foarte mișto. Deci n-am apucat încă la noi să bem chestia asta, l-am băut acasă când făceam teste și așa. Și mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult, iarăși încă nu l-avem în meniu, dar urmează să avem, cold brew, adică cafea aia rece. Se pare foarte mișto. Beam la Beans când aveam cursul. Ceai, cafe, latte, nu cred, Nadine. Nu. Mă referam la modul de... Într-un... Da. Tot filtrul e, doar că e un pic făcut diferit. Dar veniți și o să găsiți multe chestii noi acolo. Întreba și Roscu Slipici dacă cu lapte sau cu lapte. Eu în general beau cafea cu lapte. Beau doar cafea cu lapte. Dar asta chiar e foarte... Adică sunt de acord să pun apă minerală peste vin, beau și pești, dar nu beau lapte cu... Eu nu beau în general cafea fără lapte, dar asta mi se pare chiar ok, că nu e foarte, că nu e foarte acidă și foarte grea. Adică în general am băut cafele, fie espresso, fie la filtru și erau prea glege, nu puteam să le beau, că erau prea pământiși. Nu-mi place chestia asta, știi? Da. Nu-mi place. Dar chiar care sunt cafenele care îți plac cel mai mult din București? Mă, sunt multe și în general dacă mă întreabă cineva care e localul tău preferat în București, nu numai cafenele și restaurante și asta, este în ce în ce mai greu. Eu am avut chiar discuții pe tema asta cu mai mulți oameni. Băi, designul a ajuns să fie foarte accesibil în România, în București, Cluj, toate orașele astea care s-au mai dezvoltat. Mă, și e greu să zici, pentru că sunt foarte frumoase. Tot adică apar, da. Sunt designeri foarte buni în România care fac o treabă extraordinară și mi se pare pe alocuri că să fiu eu așa un pic și hater, bă, e prea mult. Adică am uneori senzație că, bă, nu știu dacă intru în spațiul ăsta, nu mai există multe localuri din asta cozy, bă, așa de miserupism din asta cu fața aia de masă. Da, zici că toate sunt prea... Mă, toate sunt așa de țiplă încât te intri înăuntru și... Nu că m-am brecat potrivit sau nu, dar pot să mă destrăbălez aici, mi se par foarte multe localuri care sunt foarte frumoase, e un lucru bun. Că tu pretentious? Prea bun, prea... Am înțeles. Nu știu, adică... Iar pentru noi, profesionali, e o mare provocare, băieți. Te uiți stânga, simți că ăla e mai bun ca tine. Te uiți în dreapta, ăla e mai bun ca tine. Te faci tot. Adică ai sentimentul ăsta că, na, e o meserie în care... Concurența e un domeniu, nu neapărat concurența în sensul rău al cuvântului, dar compari, da? E cum, noi așa suntem învățați de la facultate, primul proiect pune pe perete lângă proiectul ăla, lângă proiectul ăla, lângă ăla și trece profesor. Prost, bun, prost, bun, așa e construită meseria asta în mintea noastră. Și crezi că e bine gen chestia asta? Nu, sigur, potențează cum se numește, performanță. Chestia asta, eu nu neg treaba asta, dar din punctul meu de vedere și caracterul pe care o port, nu. Adică eu văd meseria asta o chestie foarte in and out, adică e o chestie pe care tu trebuie să spui amprenta la ceva ce tu te simți confortabil, clar, da. Sigur, să faci pe gustul clientului, pentru client și așa mai departe, dar e o chestie care trebuie să fie foarte personală și mi se pare că concurența e atât de mare și bătaia e atât de mare încât ți-e frică să folosești ceea ce simți tu și te simți de multe ori obligat să faci ceea ce se face sau să faci mai bine decât ceea ce se face, ignorând ceea ce simți tu pentru locul respectiv. Sure, dar de exemplu, uite, la voi, pe toate astea când ne-am uitat, mi se pare că ați spus, știi, și ați mai avut dezbateri, inclusiv la Bacalaureat, mi-am că era cu... Acest la emisiune? Da, gen că acolo, de exemplu, la partea aia era când a vrut Cristina să facă, când a făcut papagalia pe perete și tu ai zis că nu e oriental, eu am o problemă, că am... I have an eidetic memory, țin de tot ce am văzut vreodată. Dar gen, până la urmă, gen ați făcut, știi, și asta, zic, și în alte episoade, da. Ați lucrat împreună și ați spus chestii, în sensul că mi se pare că e altceva, uite. Iar trebuie să vorbesc despre emisiune. Amin, oricum o te întrebe lumea. Da, deci, da, e altceva. Oana erau canari, da, scuze. Uite, vezi? Este... Și apropo, vezi că am dat pe hold o întrebare mai devreme, să revenim. E o emisiune TV, e o producție care trebuie să aibă o finalitate potrivită. Cum adică? Scuze, când dă cineva subscribe, o notificare. Da, mă sperii, frate, aici. Mai apare cineva din spate? Nu, doar Tim o să mai vină din când în când. Lucrurile se controlează într-o oarecare, că e un reality show categoric. Lucrurile totuși trebuie să ajungă la un păgaș. Nu pot să... Eu mult mai acid decât am fost în emisiune. Adică pentru mine există și finalități care nu ies bine. În emisiune nu există neapărat o finalitate în care să nu iasă bine. Nu-ți permiți să faci treaba asta. Dar cum am ajuns aici? Ziceai de la arhitectură că eu te simți așa, nu știu dacă să pui gen amprenta cu chestii și să faci ce se face. Da. Și ți-am zis că întrebarea super importantă, ce buget aveți pentru abonaj? O să tot mai se întrebe de emisiune, să știi, nu o să... Păi da, pe asta am întrebat și eu în fiecare sezon ce buget avem, dar e un pic mai complex, pentru că degeaba se stabilește un buget, pe o casă e mai mare, o casă e mai mică, una e mai dotată, una e mai... Da, una n-are apă curentă. Da, da, și nu le știi de la început că să faci așa o părțeală, că cazurile apar în parcursul sezonului și e greu să stabilești un buget pentru un proiect, dar ce pot să spun este că cel puțin în emisiile în care am fost eu, tot timpul s-a depășit bugetul și tot timpul a fost discuții pe tema asta. Da, am e inevitabil, dar că ca să mă iubească lumea trebuie să mă și urească lumea. N-avea protege bani, că nu e vorba de asta, nu, aici nu vreau să fiu căcăcios, că nu e despre asta, este despre faptul că e un proiect. Mă, iată. Ca să stabilim în primul rând treaba asta, că văd că am venit pentru visul la chei. N-ai venit pentru da, știu, da. O să te întrebe lumea. Mă, nu e nicio binefacere în toată combinația asta. Și nu vreau să fac un titlu din chestia ce zic eu, vreau să mă ascultați până la capăt ca să înțelegeți care e treaba. Este o rețetă perfectă din care toată lumea iese pe plus. Dacă societatea ar funcționa pe rețeta asta, am fi cu toții am fi satisfăcuți. Sure. Adică, eu îmi iau salariu, sponsorul cumpără spațiu publicitar, Pro TV și are vizibilitate, Pro TV-ul câștigă bani în urma proiectului, familia rămâne cu o casă bună. E win-win situation pentru toată lumea. Dar nu e un voluntariat, nu e un ONG, nu e o binefacere, nu e așa. Este un proiect foarte curat și probabil, nu știu cât o să mai ține, dar probabil ar trebui să fie singura emisiune care să fie pe viață, pe TV, indiferent că e Pro TV sau altă televiziune, pentru că este curată. Și pe mine m-a ajutat foarte mult treaba asta, pentru că eu sunt un om care nu prea îi plac... scandaluri, bârfele, televiziunea și lucruri de genul asta. Și m-a ajutat foarte mult pentru că, bă, unde am fost, la orice emisiune am fost respectat. Păi, pentru că eu emisiune... de ce nu? În orice emisiune, cuiva îi place de Chirila, cuiva îi place de Smiley, cuiva nu știu ce există. Dar la noi nu a existat așa ceva, pentru că, efectiv, totul este de bine. Și este un moment în care toate ramurile societății se întâlnesc în aceeași oră, la un loc, și li se ating emoțiile. Bă, de la bișnițar de mașini, până la doctor, până la avocat, până la student, empatizează cu ceea ce văd în televizor. True. Este un moment de intersecție foarte interesantă. Pentru că, în rest, dacă apare un PSD, un PNL, un PDL, o nu știu ce... Unii vor empatiza cu unii, alții cu alții și țara ia foc. Și nimeni, până la urmă, ajunge când nimeni nu ajută pe nimeni. Drept dovadă. Adică, eroi n-am găsit. Așa. Deci, e o rețetă magică care se întâmplă și motivul pentru care există această rețetă este, de fapt, că ajuți oamenii. Da? Că asta e percepția omului. Că în spate, vă spun, e un proiect. Dar... produsul are un singur mesaj. Bă, ajută-l pe ăla de lângă tine. Că asta ar putea în blocul ăsta în care stai să fie unul să trăiască o dramă pe care nu-ți poți imagina, dar îl vezi la televizor. Și când îl vezi la televizor. La Mihai, la doi, nu știam povestea vieții lui. Bă, dacă știam, l-ajutam și eu, nu? Crezi că e o problemă că nu mai avem comunități din astea mai strânse, gen oraș, la bloc, așa, adică gen că suntem depersonalizați unii de alții și... Nu cred că e o problemă, cred că e o realitate. Problema... Și crezi că ar trebui să schimbăm realitatea asta într-un an în care... Păi schimbăm, uite, emisiunea face așa, în afară emisiunii sunt... Am văzut și efectural că sunt acum tot felul de proiecte să reducă gen, like City Highways și la astea să facă mai multe locuri gen sociale, gen comune, știi, gen like parcuri și pieții și ce mai departe. La asta mă referam, gen, crezi că... Bă, e un challenge mare să te descurci cu lumea și omenirea de azi. Nu știu dacă există o rețetă, știi, pe vremuri se întâlnea țăranul în fața porții sau la birt și puneau țara la cale. Da, piața la nu știu ce. Așa facem, n-apucăm de asta, asta e decizia. Astăzi e greu. Zi-mi tu cu ce ai putea să schimbi lumea într-un loc mai bun. Păi nu știu, asta... Cu părticica ta, desigur. Asta de acord, da. Și eu cu părticica mea. Și ala cu părticica lui. Unde întâlnim aceste părticici? Asta e întrebarea. Pe net, în piață, la restaurant. Mi se pare că e foarte greu, lumea e foarte polarizată, știi, până în cercul nostru, pe grupul nostru de WhatsApp. Sure. Da, nu e. Dar ce e garantat este că dacă ai chiar scopul ăsta de a schimba lumea în ceva mai bun și înțelegi că nu poți să o faci, dar poți contribui, cercurile din jurul tău cu siguranță vor sesiza lucrul ăsta. Oamenii din jurul tău. Eu cred foarte mult în puterea de exemplu, care se traduce pentru mulți, și pe bună dreptate, în să-ți faci imagine. Doamne, ala vrea să-și construiască imagine. Ala vrea nu știu. Dar cât timp acea construcție de imagine duce la un bine pentru cel care are nevoie sau un bine pentru comunitate sau societate, eu nu văd nimic greșit în chestia asta. Văd benefic. Pentru că la un moment dat, un procent din zona respectivă, care n-aveau nicio tangență cu schimbarea comunității, lumii, atitudinii personale și așa mai departe, cad în capcana ta și merg pe direcția aia. Și asta este un lucru pe care o obții după multă vreme de a insista să arăți oamenilor: da, mă, vreau să-mi construiesc imaginea. Da, sunt încăpățânat, o fac de 10 ani. Și am zis: da, mă, hai că, bă, uite-mă că poate că... Da, dar asta e când o faci de atât timp, nu mai e doar o chestie, știi, că asta e, cred că lumea se referă când zice: doamne, că își fac imaginea, gen că fac diferite things, like just for the show, știi, gen nu le fac. Care... A, dacă nu le faci... Asta zic, gen, că da, eu sunt și mai aruncă din când în când cât o chestie ca să zic că ok, că am mai făcut și aia, știi, nu e că fac o chestie repetată. Asta zic, cred că la aia se referă lumea când zice. Eu ce eram curios și te întrebasem era de, efectiv, de cum sunt designuite locurile în care stăm. Știi că sunt, mi se pare că sunt foarte, iarăși, depersonificate și foarte separată comunitatea și dacă, nu știu, cum vezi dacă... Păi da, aici e și o chestie culturală. Băi, eu zic tot timpul, România este o țară tânără. România are 30 și un pic de ani. Este ca un copil născut acum 30 de ani, da, născut traumatizat. Adică nașterea n-a fost una superbă, naturală, mama a luat copilul în brațe, pupi, totul a mers înainte. A ieșit România dintr-un haos, a dat de un alt haos și instinctul de apărare este foarte mare, natural. Și automat oamenii, sigur, își caută să... Conceptul nu este de comunitate, ci este de apărare. Mă uit la proiectele astea foarte interesante făcute de birouri mari de arhitectură foarte mișto, care încearcă să o ardă ca în afară, curtea interioară, terasa ta e vis-a-vis de terasa vecinului sau e în continuare terasa vecinului și așa mai departe. Și îți spun sincer că nu poți trăi acolo, nu simți că poți trăi acolo. Noi, când ne-am căutat casă, ne-am dus la un proiect foarte renumit, am văzut un apartament mișto acolo, am zis: mamă, ce tare, hai că noi suntem arhitecți, noi trebuie să trăim în așa ceva. Păi și am ieșit pe terasă, vis-a-vis la 6 metri era terasa vecinului, în stânga, foarte frumos, cu un gol în mijloc și așa mai departe. Și ca să conving pe soția mea, m-am întors, că ea e mai arhitect ca mine și mai așa. Și zic: auzi, Ilinca, dar explicăm și mie, ok, foarte frumos. Zic și mie, prietenul meu asta X, când vine la noi, poate să iasă pe terasă să zică pulă? Ne asumăm chestia asta? Noi, ca familia care va trăi aici. Poate în alte culturi, da, poți să faci chestia asta. Este împreună, se împrietenesc aia. Păi dacă terasa de vis-a-vis era unui prieten de-al meu, sau continuarea terasei, nu aveam nicio problemă, că mă cunoaște. Îmi asum viața de zi de zi împreună cu ei acolo. Dar noi nu avem sentiment, noi nu ne împrietenim cu vecinii. Noi ne-am mutat acum un an jumate într-un bloc aproape de grădina Icoanei, într-un bloc comunist. Și mi-am dat seama că vecinii nu se salută între ei. Da, nici. Sorry, sunt și eu vinovată. M-am apucat, am pus plante pe casa scării, a venit COVID-ul, am pus așa că cine are nevoie de cumpărături, noi facem online, să ne spună și îi facem cumpărături. Astăzi am impresia că vecinii sunt mai prieteni măcar cu mine sau cu unii cu ceilalți. Dar nu se întâmpla ani de zile, de 20 de ani erau acolo și nu se vorbeau între ei. Și cum adică? Erau... Cum adică? Hai noroc. Erau... Cum adică? Sunt câte două apartamente pe etaj. Nu se imagina că era un bloc cum e aici, multe apartamente, 4 etaje, câte... 8, 10, deci 8, da. Se schimbă cu timpul. Bun, și crezi că ar trebui să... Arhitectura, poți să asta ajuți. Crezi că ar trebui să redesignuim... Poți să ajuți, dar ajutorul asta o vreme o să fie un chin. Inevitabil. Adică dacă mai stui forțezi dintr-un loc așa mare, exact, în... Vine aia acolo, se mută acolo. Domne, dar vorbești tare pe teras. Noi ne-am mutat de la un complex rezidențial pentru că nu mai suportam pușcăria aia, efectiv. După ce că mă simțeam ca într-un sertar dintr-un șifonier, Ieșeam la ora, de când a apărut copiii, noi nu n-am mai fumat în casă. Și la ora 8 seara, 9 seara, când mai venea câte un prieten, ieșeam să fumăm pe terasă. Fumând, nu ieșeam să ne băgăm doză, ieșeam și stăteam de vorbă. Da, da mă, și ce am mai făcut, nu știu, nu știu. Venea pază, că chema vecina. Nu cred. Bă, da. Hai, man, e exagerat. Da, nu te supăra pe mine, sunt pe terasa mea și vorbesc. Nu dau drumul la muzică, nu fac scandal. Vorbesc, omule. De ce vorbitul meu te deranjează pe tine? Că ei, adică știi, lumea vine și eu nu mai vreau să, nu mai, gata. Eu vreau să trăiesc în centru, dar să fiu ca la câmp, așa, în mijlocul câmpului singur. Da, pentru că, uite, mai vorbea și pe alții, îmi livești pe tine, că mulți oameni poate au fost aduși forțat în mediul rural, știi, în comunism, gen în oraș, știi, și n-a fost o adaptare, dar nu a fost o tranziție în care e ok, i-au zis, bă, eu vreau să mă mut la oraș și uite, s-au mutat. I-au fost luați și au zis, ok, acum voi aici. Și nu doar asta, dar cum ai, na, și cum, ai, cum era înainte cu mediul, știi, și e o tranziție de asta bruscă în care, ok. Cu timpul ne vom obișnui, că vecinii mai și vorbesc, vecinii mai și tipă. Se pare că ne obișnuim, că ei se pare că în multe locuri lumea devine mai ursuză, mai... Poate, maybe it's just me. Nu, în primul rând, cred că trebuie să începem să ne asumăm viața noastră și să căutăm un loc potrivit pentru viața noastră. Te duci și analizezi. Bă, uite, câți oameni înainte să-și cumpără un apartament nu-și cunosc vecinii? True, dar nimeni, cred. Sau mă, cred că nimeni nu mi se pare prima regulă, adică dai un pic, urmează să-ți petreci, urmează să-ți mărești familia și nu vreau să par așa pompos, dar între tine și familia vecinului este o placă de 20 de centimetri. Mai puțin, de... Mă, atâta distanță, da? Nu e normal să știi cine e, salut, uite, noi urmează să venim mai... Da, afară mi se pare că, adică afară, mi se pare că sunt mai multe locuri în care oamenii, da, fac chestia asta. Și apropo de zgomot, mi-a povestit un prieten o experiență, mi s-a părut foarte interesant, în Elveția. Dom'le, zice, ne-am mutat într-un cartier, n-am împrietenit cu toți vecinii. Toți au venit la noi, salut vecine, nu știu. De ziua mea am dat o petrecere, i-am chemat pe toți, au venit la noi... Am băut, am mâncat și la un moment dat au plecat unii. Au plecat ei, bă, și după 10 minute sună poliția la ușă. Bună ziua, zgomot, opriți petrecerea, la. Dom'le, dar cine a sunat că toate strada au fost la mine acasă? Dom'le, că nu putem să spunem, un vecin a făcut reclamație sau mai mult sau nu. Păi e imposibil, bă. Următoare zi pe grup de WhatsApp, salutare, zice, aseară a venit poliția, la. Și zice că a făcut cineva, a fost deranjat sau așa. Și seara unul, da mă, eu am sunat. Pe cum tu ai sunat, mă? Tu n-ai fost la petrecere? Da, am plecat acasă după ora aia, mă deranja zgomot. Nu cred. Băi, e true story, adică mi-a pus... Da, nu, cred povestea, dar nu mi se pare un insane gen. Păi în România care era răspunsul pe WhatsApp? Da, bine. Te pagă. Asta mai zic, du-te. Uite, cineva mi se pare că multe din blocurile noi sunt făcute foarte prost sau deși când respiră vecinul de lângă și dacă stai oamenii foarte glăgioși și activi boștări pe termen lung. I mean, da, chiar. La noi e așa și nu e construit. Noi e din 79, 80 și efectiv. Seara când... mira... cafea? Da. Mira mea și ca vecinul meu să uite la stream-ul asta. Dar noi când am venit i-am deranjat foarte mult că fumam în bucătărie și cumva mirosul de fum se cam ducea la el în apartament. Mă rog, în fine. Așa a fost o discuție la... Și am încercat să explic omului că, doamne, dar... S-aude și de la voi, la e o locuire colectivă, știi termenul de locuire colectivă, trebuie să nu ești singur în bloc, se întâmplă. Eu în perioada aia nu dormeam la noi în dormitor, pentru că copiii erau mici, eu dormeam cu Ian, cu Ilinca dormea cu Zoina. Și după o vreme am început și eu să-i mai educăm, băi, dormiți împreună, și noi dormim în dormitor. Seara când vecinul se duce la baie și face pipi. Nu-ți exagerez. Face pipi. Nu, dar mi se pare că e mult mai politicos dacă zici pipi. Nu? Da, iris, da. Și pe capul meu. Simt și aud fiecare... Am pare rău, scuze, că picătură pe capul meu, efectiv. Fiecare drop e acolo. Direct în capul meu. Ce să fac? Să mă duc la om să ce să-i zic? Nu te mai duce la baie seara? Sunt oameni care am bat în țeavă, da. Crede-mă pe cuvânt că dacă eu eram peste capul lui și făceam pipi pe capul lui, îți bătea în țeavă. Nu știu dacă el, că acum suntem prieteni. Hello, dacă... dar ar fi, băi, vedeți, ai... Uite, am pățit, cineva în chat, am pățit. Adică veneam, bă, dar eu ce să fac? Eu înțeleg că, bă, așa e blocul, da? Ori ne adunam și, nu știu, facem dracu ceva, nu știu ce poți să faci, exact. Nu, sunt groși pereți, să izolezi. Oricum, în România nu există conceptul să investești tu la tine în casă ca să nu deranjezi veci. Eu am făcut asta, neironic, am pereți izolați din sufragerie. Da, uite, bravo tu. Da. Ca tine, probabil, sunt foarte puțin. Bine, tata a făcut el arhitecție. Adică ce fac? Cheltuiesc? Vă fac șantier acasă? Că ce? Să nu audă veci. Dar eu la mine acasă, e problema lui. Uite, zice Andreea, moderatorul meu, zice îl opreai când îl vedeai în scară și ziceai, bună, Vasile, piți și tu mai ce țara, te rog. Nu, da, a fost când am certat și următoarea zi eu i-am lăsat un bilețel la ușă și a venit la noi. Și zice, domne, dar zice, uite, du-te la garaj, faci un loc și du-te și fumează un garaj. Păi zic, bine, atunci te rog frumos și tu. Du-te și ia-ți un WC-ul ecologic, puneți-o în garaj și seara că vrei să duci la partea. Nu știu, adică da. Nu, vreau să mă duc o secundă până în bucătărie să-mi iau niște lapte. Mi-e foarte frică să te las cu turbașa din cea de austelas. Vrei niște apă? Nu vreau nici apă, e că chiar nu să mă uit aici la Dumnezeu. Dacă nu vă purtați cum o să pun pe Andreea, o pun în imotonlic, să știți. De ce, mă? Bă, dar să știți că eu nu mă pricep de asta, să vă spun. Cine a scris? O video din baie, trebuie să ascult certurile cuplurilor care au dormit. Păi da, e adevărat, să știi că și eu îmi dau seama că și noi când ne certăm acasă, sau de la vecini, mi-e rușine de ei. Nu știu cine e fix lângă baia mea, dar trebuie să-l asculte pe Lupoi. Mai pune stream-ul că fac baie. Băi, dar efectiv am transformat discuția în baie. Ai făcut mincu? Da. Cum te înțelegi cu constructorii? Asta e interesant, că există două faze. Există cum mă înțelegeam cu constructorii de înainte de Visuri la Cheie și cum mă înțeleg cu constructorii. Era pre-Visuri și după, ok. Da, sunt două episoade total separate. Băi, eu sunt destul de tranșant pe subiectul asta cu cum te înțelegi cu constructorii, pentru că noi nu putem să ne facem treaba doar de unul singur, că nu se întâmplă. Degeaba desenezi tu cele mai frumoase case, faci treabă și așa mai departe, dacă nu sunt executate cum trebuie, cu experiența unor constructori sau meseriași experimentați și dorința lor de a face o treabă bună, nu se întâmplă. Nu există, mă apuc eu să fac o casă frumoasă. Depinde de lucrul ăsta. Eu fac părticica mea. Dar un proiect reușit este un proiect realizat de oameni care execută proiectul cum trebuie. Dar există și cârcotaș. Adică există și stilul asta de hai că vine arhitectul, hai să-l joc la picioare, știi? Să... Da, că n-ai ideea bine că a venit și ăsta. Acum, pre-Visul la Cheie, evident, situațiile astea erau mult mai des pentru că aveam și barbă mai neagră, mai puțină barbă, eram mai tinerel și... Hai că zici că ai 500 de ani acum. Bă, am 2 metri și uite-te la mine și crede-mă, nu mai chiar mă-i la mișto când ajung undeva. Dar nu trebuia să stai la mișto nici înainte. Păi, mai da, că eram tânăr, apaream acolo, omul avea 20-30 de ani de experiență și venea un puști să-i spună ce să facă. Pentru că, sigur, greșeala pleacă din faptul că noi avem așa o imaginație construită asupra meseriei de arhitect, este că de fapt el e șeful și zice să dea ordini. Dar noi trebuie să înțelegem că el face doar partea lui. El proiectează. Nu e șef, nu dă ordini. Probabil că sunt și mulți care așa se poartă, știi, gen. Probabil, da. Dar cumva lucrurile sunt foarte la început încă și nu există un rol al arhitectului cum trebuie și așa mai departe. Și... sigur, aveam situații în care mă duceam și eram direct luat la măciucă, așa, hai să... Și încercam să tranșez problema de la început, pentru că o problemă de genul asta, dacă se lungește, proiectul sigur este prost. Pentru că în secunda în care tu ai plecat de acolo, toată lumea se va alia să spună cât de prost ești tu ca și... ca și la spital cu asistent. Exact. Și atunci eram destul de tranșant, bam, 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 pregăteam și clientul, domnule, indiferent de ce auzi tu, eu spun cum, ce și cum și după aia reglam lucrurile. După emisiune, lucrurile s-au schimbat. Pentru că eu nu mi-am dat seama, și, pentru că nu m-am uitat la emisiune, eu în afară de primul sezon, unde efectiv eram și eu curios ce se întâmplă, eu nu m-am uitat la episoadele la Visul la Cheie. Rar am văzut câte un episod. Și... understandable, sincer. Da, nu că nu vreau că eram eu tare și nu mi-era frică. Știu și eu la să văd pe mine acolo și să văd ce poate să perceapă lumea despre cineva pe care și eu îl percep. Nu, stai liniștit, toată lumea te place pe tine, nu te ai probleme, are emisiune. Ah, ok. Și Și după emisiune lucrurile sunt deformate. Viziunea e de... Și nu numai cu constructorii, ci cu toată lumea. Te știe lumea, domne. Știe că ai latura asta de om care vrea să da bun, ajută oamenii, face și o treabă întâmplător bună în care arată bine, ies bine și... Și atunci nivelul de respect este de multe ori ridicat, decât atunci când ai tocmai de opusul de unii care vor să așa. Și iarăși, metoda veche, tranșeam problema acolo. Da, domne, zi-mi și mie, așa. Da, da, asta da, e că, na. Dar, dacă sunt constructori aici, trebuie să înțeleagă că ei sunt partea aia importantă în toate ecuațiile. Fiecare are partea lui. Știu, dar eu, proiectul meu poate să devină cel mult o broșură. Proiectul, ce face el, devine casă. Trup. Este... Uite, mai aveam un moderator, Vali, care vrea să dea la design interior și te întreba cum e la Mincu, să știe la ce se aștepte. Păi, ca să răspund la întrebarea asta trebuie să povestesc un pic lucrurile din trecut, pentru că eu am intrat în domeniul asta atunci când meseria asta nu prea exista. De design interior, zici. Da, existau arhitecți care făceau și amenajare interioare, dar nu exista designer de interior. Era o meserie de care ajungeai să ai nevoie, dar nu ca să-ți rezolve problema, ci ca să îți rezolve niște probleme, în rest să-i dai tu lecții designerului despre ce e aia mai frumos. Tot oricum era despre, a, tu vrei să zici că tu știi mai bine ca mine ce e mai frumos și așa mai departe. În de-a lungul anilor, eu am fost acolo și am văzut cum domeniul ăsta a devenit o meserie. Și nevoia a devenit în ce în ce mai real, pentru că oamenii au dorit să lucreze cu designer. În special în ultimii ani, când s-a prins lumea că nu vii acasă doar să dormi. 100%, dar și până atunci oamenii deja începuseră să aibă dorința de a trăi în o viață mai frumoasă, o calitatea vieții să fie mai ridicată. Și că nu e doar cum arată. Da. Și am prins începuturile unde am văzut tineri de multe ori care cumpărau un apartament și își mai făceau un credit ca să ne plătească și pe noi și amenajarea. Adică era un efort foarte interesant în direcția asta, până la punctul în care, într-adevăr, astăzi e interesant să fii designer de interior. Ai, cel puțin în momentul de față, piața cere, ai proiecte, ai lucrări, măcar poți să amenajezi pentru prietenii tăi, mai puțin bani și așa mai departe, poți să-ți faci portofoliu, că despre asta e vorba. Așa, acum, ca să fac o paralelă cu facultatea. Nu sunt la curent, să spun așa, și îmi cer scuze dacă oamenii sunt din domeniu acolo sau sunt la facultate și poate mă contrazic, dar... Nu, ei vă știu cum a fost experiențată, deci... În facultate de arhitectură, cel puțin eu, Micu, în afară de divizia de arhitectură, restul nu prea au existat. Design interior, care era arhitectura de interior, a devenit design de interior fără să anunțe pe aia care erau deja la anul și vreau să devine și ei, pentru că teoretic arhitect de interior, tu ești arhitect, poți proiecta în multe țări parter plus 2 etaje, 3 etaje, cu semnătura de arhitect, vile, case, așa, pentru că în primul rând o casă nu trebuie să fie proiectată neapărat de un arhitect general, pentru că cel care construiește casă continuă să facă și design interior ca aceeași om, iar ca metri pătrați de multe ori nu rentează pentru un arhitect care are prețul pieții să construiască, nu știu, 200 de metri pătrați. Ăla, ca să-și scoată banii, să trăiască din banii aia, are nevoie să construiască un bloc de, nu știu, și atunci arhitecții de interior au rolul de a construi locuințe și să facă și interiorul și din cele două proiecte este banul și ok. Și se ocupă mai de aproape și așa mai departe. Un bloc poți să desenezi, să dai mâna investitorului și să descurcă mai departe. O casă nu poți, că după aia are nevoie de ala, omul. Clientul de multe ori nu e dezvoltator, e un om simplu, e un medic care nu se pricepe în domeniul ăsta. Mulți s-au înscris, eu am făcut și arhitectură de interior până la un anumit an în care am schimbat facultatea. Adică aia ce ziceai că era înainte. Da. Okay. Și am prins generația în care te înscriai la arhitectura de interior. Dar am prins și oamenii care s-au înscris și erau anul 2 și s-a schimbat numele de la arhitectura de interior la design interior, PAC. Deci, a fost un... În România, oricum, nici ca arhitect de interior n-aveai drept de semnătură, dar... Aveți drept de semnătură? Nu, mă refer la facultatea de arhitectură de interior. Okay. Dar eu am făcut 3 ani de facultate de arhitectură de interior, după aia m-am mutat la arhitectură generală. Ok. Dar la arhitectura de interior nu aveai dreptul de semnătură, nu o primeai niciodată, dar aveai speranță că în timp poate se reglementează și în România. Mergeai, dar în momentul în care s-a schimbat, sau te duceai în altă țară și te dai dreptul. În momentul în care s-a schimbat Denumirea de la arhitectura de interior la design interior, ești un designer. Nu mai ești arhitect. Și mă rog, a fost tot fel de jumbuși lucruri de genul ăsta. Și ce spuneam de fapt era că atenția este foarte focusată asupra facultății de arhitectură și nu în celelalte domenii care sunt în cadrul facultății. Acum, poate lucrurile s-au mai schimbat între timp, dar pe vremea mea așa era. Cei care făceau arhitectura aveau acces la decan, la ceilalți erau așa, niște terți. Că făceau urbanism, că făceau peisagism, că făceau design de mobilier, că făceau design de produs, că făceau arhitectură sau design de interior, erau așa un fel de niște anexe care erau destul de ignorați. Acum, repet, s-a schimbat foarte mult și piața. E posibil că și... Zici că o dată cu nevoile pieței să fii interesat și mai mult. 100%. Ar fi bine. Eu am avut profesori la arhitectură care când auzeau că ai făcut sau faci și design de interior sau vrei să ai o intervenție de design, mă, le venea să vomite. Când mi-a zis chiar un profesor la un moment dat că știa că eu lucram chiar într-un birou de design interior și mama măsii de design. De parcă eram așa un dușman care îi luam pâine. Nu era cap. Tot asta, adică... Ba da, mă, era prost. Arhitectura nu e tot gen design, come on. Asta e că arhitectura e un design. În sine, orice e un și design. Nu mă, dar sunt... Din păcate, ca orice mecanism de stat din România, e în urmă. Că, e țara mică, e tânără, urmează, se dezvoltă. Nu poți... Adică, mie îmi pare foarte rău că vin oameni tineri la mine sau părinților și spun, domne, copilul meu vrea să dă la arhitectură, nu știu ce, dar nu știm, în țară sau afară. Și îmi pare foarte rău că trebuie să fiu sincer cu ei, să zic, bă, afară. Adică eu care militez pentru ce se întâmplă în România și vreau să dezvoltăm România ca oamenii care trăim în ea, dar nu pot să spun, da, domne, faceți, mergeți în România, o să fie bine, o să... Poate că o să fie bine, poate că nu o să fie bine. E un challenge. Te întrebase cineva mai sus dacă a început lumea să te caute mai mult pentru proiecte private staff după emisiune. Evident, există și o rețetă, o vorbă din asta. Mai mult de 30 de secunde pe sticlă e un client sau ceva de genul ăsta. Da, evident. Pe ce? Adică aș fi un om nesimțit să spun că nu. Păi nu, era o întrebare. Mai fi chemat pe mine aici dacă nu știai de mine de la televizor? Păi dacă nu știam de tine, n-aveam cum să știu să te chem. Că dacă te știam, te chemam. Evident că te chemam. Că e aceeași lucru e și ca proiect. Acum. Dacă ai vrea să lucrezi cu un designer de interior pentru apartamentul tău, la cine te-ai gândit? N-ai zis, știu pe tine, probabil le sunam pe surori, dacă le știu de mult, da. Da. Nu zic de cine dai, îți permiți sau nu-ți permiți. Sau... Sure. Așa, în mintea ta, bă, aș vrea dacă o să casa aia să o fac cu... Sure, da. Omit. Păi cu tine, de asta vreau să zic, clar. Bine, da. Mi și place ce faci, adică... Asta e ce efectul TV-ului, da. Ce... Băi da, asta spre... Adică, mă rog, doamne, era să zic o mare prostie. Bă, mi-a ieșit bine. Chiar, da. Eu știu că mi-a ieșit bine și motivul pentru care n-am mai continuat era că... Era o întrebare de asta, deci e bine că... Mă rog, o parte era și că nu puteam să fac mai mult. Trebuia ori, nu știu, uneori rămâneam acolo, uneori mă duceam mai jos. Că n-am mai sus unde, că transformam emisiunea aia pe emisiune de arhitectură. Și nu era de interesul nimeni. Chestia asta, să se schimbe profilul emisiunii. Am vorbit despre poveste. Și a fost un motiv de ăsta mai puțin legat de tine, pentru care ai plecat? Ce, că fi nu știu, te fi certat cu ceva. Nu, dat afară mă îndoiesc, era mai degrabă dacă te-ai certat. Nu. M-am certat cu lumea, dar nu că... Certat nu în sensul că dă, știi, certat, să zici, du-te direct. Nu. Motivul a fost pentru că eu... Dacă vrei să ne zici. Da, mă, nu, nici măcar nu e atât palpitant cât să fie. A fost că eu nu m-am văzut pe mine făcând proiectul asta pe viață. Understandable. Nu m-am văzut pe mine făcând nici măcar de la bun început chestia asta. A fost așa o... Băi, era criza economică. Grav. Și eram într-o mare depresie. Se născuse Iancu și era căcat pe mine. Nu știu, eram... Și depresie, toate cele, și dormeam într-o după-amiază, mai spre seară. Și vine Ilinca, soția mea, în dormitor și mă trezește, zice, uite, e Andra aici, prietena mea. Și zice, ea lucra la Pro TV. și zice că au nevoie de să schimb, sau s-a schimbat arhitectul de la Visuri la Cheie, nu știu ce, și vrea să te întrebe dacă nu vrei să vorbească cu tine pe tema asta. Tot așa la Ilinca și a zis nu. Ne? Pentru, eu tot ce știam despre Visul la Cheie era că la un moment dat, la insistențele unui prieten, eram la munte sau ceva de genul ăsta, am pornit televizorul și am văzut emisiunea, cred că 10 secunde și l-am stins. Bă, era un din asta, din pseudo-hipster în domeniul asta de, bă, eu o să fiu mare, pare toată lumea mare, așa la început. Mă duc eu, mă, să fac, uite ce fac aia acolo, ce dracu, doamne. Tu, Bifer, am zis și eu fix aceeași chestie recent legat de emisiune. Stau eu să mă duc acolo să fac rahaturi, mă fac de rușine, ce. Nu că e interesantă, deci, aia, mă rog, mai vine o dată, mai mă, trebuie să vorbești, bine, bine, hai că vorbim. Am vorbit, mi-a zis, pe trebuie să te duci la un casting. Cine mă, eu? La casting? La ce, mă, la emisiunea asta? Tu te mă de aici, mă. Hai, mă, mici, că nu știu ce. Cine? Mă duc la casting, pun aia un video cu o poveste a unei familii. Eu aveam de 3 luni, l-aveam pe Iancu. Maus. Te-ai renorocit. Paternal. Te-ai renorocit. Lacrimi, vorbe că le am la mine. Am ajuns acasă, m-au sunat, da, domne, gata, hai să... Păi cum, mă, gata, că mai erau 4 oameni acolo în sală. Era cel mai jenant lucru pe care l-am întâlnit în viața. Și ziceam, a, ce dracu fac eu la căcatul asta de așa de emisiune? Nu știam! Și îmi permis să zic căcatul asta pentru că nu știam. Că dacă aș fi știut, nu aveam părerea asta. Și mă duc la emisiune și mă apuc acolo, fac treabă, începe să-mi placă. Eu uite că pot, că nici... Problema e că foarte puțin arhitect sau designer tineri au parte de să-și vadă proiectele ca obligatoriu, proiectele pe care le desenează și finalizate și la nivel de cheie. Pentru că de multe ori nu iese, te ceri cu clientul, nu mai are bani, nu mai nu știu ce, se durează prea mult, la proiectezi azi, se termină peste 3 ani, nu știu ce. Eu aveam oportunitatea că în 2 săptămâni, 3 săptămâni, țaca, paca, era gata, îl vedeai produsul final. Era o chestie, e foarte rară treaba, este o injecție de experiență pe venă, direct, bam, 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 vezi, înveți lucruri acolo, fix, nu știu ce. Lucruri pe care, eu am zis, emisiunea asta mi-a dat mie experiență numai în primii 2 ani, cât 6 ani de experiență de piață. Mă rog, și ca să ajung la o finalitate care îmi place, este, a venit perioada asta cu ieșit în piață, Rezist, Guvernul, la la la, bam. Și eram la Piața Victoriei și îl văd pe domn profesor Dorin Ștefan. Nu știu dacă știi, marele Dorin Ștefan, probabil... După părerea mea, să-i dea Dumnezeu 1000 de ani, dar după ce nu o să mai fie, facultatea Ion Mincu, după părerea mea, ar putea fi numit Dorin Ștefan sau multe alte la nivelul ăsta de valoare pentru România. Și mă știam cu domn profesor, îl văd acolo într-un cerc de arhitecți, mă duc, îl salut, se întoarce așa la mine și zice, auzi, numit? Nu te-am mai văzut la televizor. Eu ieșisem, după al 2-lea sezon, renunțasem la emisiune și eram... Și nu te-am mai văzut la televizor. Bă, mi-a picat față. Că se uita gen la... Bă, și acum mi se ridică bărbă. Dar, domn profesor, dumneavoastră, vă uitați la Visuri la Cheie? Da! Mă uit la Visuri la Cheie și la Sfierbinți. Și ala a fost momentul în care mi s-a părut că, bă, a meritat. Da. A meritat să... Da, dar alea... Deci, din hipsterimea aia am plecat undeva și mă simțeam într-un compromis, dar în momentul în care un om ca el mi-a zis, bă, îmi plăcea ce făceai și nu știu ce, nu știu cum, și alți arhitecți care mi-au mai... În primul rând, au permis să fiu prieten cu ei, a fost confirmarea că, de fapt, am rămas în valoarea pe care o aveam atunci, doar că am avut oportunitatea să o arăt, pentru că eu n-aș fi avut, de fapt. Mă, pornirea în meseria asta e foarte grea. Azi e mai ușor, dar în continuare e foarte greu. Până n-ai un portofoliu, nimeni nu vrea să-ți dea banii să îi cheltuiești bani. Nimeni. E și normal, cumva, da? Adică, nu știu, chirurgie, ok, ești medic, ești chirurg, nu știu, dar vrei să fii primul pe care îl taie? Sure. Da, știu ce da, zici, există clar. Primul, nu? Pe care îl taie. Întotdeauna există, care probabil e un prieten. Și la chirurgie la fel? Doamne, ferește. Niciodată nu mai lăsa un prieten să mă taie. Depinde, na, dacă te știi cum o de mult timp și știi că gen învață și pe serios și așa. Orelist de specialitate și face... Apropo, mi s-a părut și asta interesant când m-ai chemat aici. Și eu știam că ești medic, dar nu știam că ești estetician. Chirurgie plastică, da. Și știi cum recunosc eu iranienii dintr-un aeroport din Turcia? Că nu există fața de iranian, așa, să-i arăta iranian. Nu știu. Băi, îi recunosc după nasul operat, da? Deci toți pirații de la nas. Bă, dacă sunt femei, 100% sunt operate la nas. Dacă sunt bărbați, 70% sunt operați la nas. Bă, și toți au aceeași nas. Am crezut că o să zici de vultru, persan, ceva. Mă, același nas e luat și pus pe oricare iranian. Și mi s-a părut foarte interesant așa. Vrei să te operezi? Nu, nu. Și cum dat mai este orelist renumit, mișto, foarte bun, profesionist și așa mai departe. Și tot timpul zic, bă, dar nu vrei, mă, să-ți uite așa un pic așa. Bă, lasă-mă un pic așa. I mean, na, e meseria, știi, probabil că știu, te uiți la oameni în casă. Și e singurul medic în care chiar am de plină încredere. Păi, vezi? E foarte bun. Da, nu mă duc să... Bine, la noi la estetică, na, până ajungi să poți să pui țâțe sau ceva, durează. Da, până să ajungi milionar și să ai 200.000 de followers pe Instagram. Nu, zic că na, la început. Bă, care e fenomenul cu doctorii esteticieni care au atâția followers pe Instagram? Nu știu. Le plătesc, nu? Nu le plătesc, dar... Cu trecută vin, bă, așa să aibă... Adică de ce să urmăresc țâțe operate pe internet? Măi, sunt două cazuri și aici. Sunt ăia care sunt buni și gen cum mă uiți și eu la ei să văd rezultatul. Și stomatologia am văzut, tot așa. 200.000 de followers, 300.000 de followers. Asta zic, la noi ce puțin ți-ai insistă la care te uiți, gen cum te-ai uitat tu la domn profesor dacă avea pagină, știi, să vezi ce am mai făcut, știi, și eu mă uit la ea să văd, ok, uite, așa arată, așa ar trebui să arată o intervenție, știi? Și ăștia, în general, sunt oameni care ți explică. Dar nu cred că medicii urmăresc, mă, ce ai? 200.000 de medici care urmăresc un... Te uită și oameni, știi, care vor să-și facă. Cum se uită lumea la tine și la alți oameni să vadă ce ai mai făcut, sperând că o să fure și ei niște... Eu cred că plătesc campanii și asta. Și al doilea caz, sunt oameni care o ard pe la loft și alte de-astea, plătesc... Da, mă, că ei mai știu și nu știu ce, dar probabil vorbim de aceiași oameni. Dar mi se pare așa un fenomen al internetului, adică... Un cardiolog n-ajunge să aibă atâția followers. Depinde ce fac, da, îi fac și chestia astea suprapopulare. Acum nu pot să, ca pe mine, că și eu pe TikTok... Da, mă, dar tu faci și altceva, da. Pe TikTok, de exemplu, fac doar chestii medicale. Da, mă, știu, dar e altceva. Sure. Nu știu atunci, sunt care vorbesc chestii medicale, da, asta zic. El nu zice de oameni care zic chestii medicale. Nu, mă, eu vorbesc de ăștia, mă zi, hai zi nume să văd cât de deschis e aici. Radu Ionescu a zis, așa, mai e unul. Gadrener. Nu știu pe asta. Zic eu. Crede-mă. Bă, și nu-s chiar oameni mișto. Nu-s chiar oameni așa de mișto. Hai că-ți pun podcastul tău pe cap, mă rog. Ce? Am zis și eu, stai liniștit. Da, da. Am zis și eu, stai, nu trebuie să te sperii. Ăștia cu mulți followers pe care îi găsiți pe... Da, men, pentru că, de exemplu, mă întreba și mine cineva și eu am zis, bă, de ce nu facem, de ce nu pun poze cu nu știu ce fac? Și eu am zis, men, eu stau la special, fac operații cu arsuri, cu astea. Mi-e greu, ce pula mea să pun. Și plus, că nu prea cred că te-o arzi tu cu iahturi, cu nu știu ce, cu plimbări, cu vacanța, nu-i cunosc. Dar acum, na, I guess că Twitch is zone, gen, dacă ei vor să fie mai mult influenceri decât doctori. Bine, cred că sunt și medici buni unii dintre ei. Da, ăia care fac chestii medicale la care te uiți pentru rezultate. Chiar și Radu Ionescu, eu știu că e un medic bun. Este, da. Pe ce face e bun. Da, mă aștept la dacă cumva Radu Ionescu... Nu știu, dar îi trimite cineva ceva sau să ascultă și partea asta în care a zis că e medic bun. Asta mă întâlnesc cu el mâine. Dar ajungem la vreun... Nu, dar mă întâlnesc cu el mâine, zic. Și ne dă afară, cheamă bodyguard, zice... Tu zici, dar vezi că e șeful asociației de estetică în care sunt și eu membru. Da, deci nu din lofte, dar faci meserie. Da, na, acum știi cum aici știu de o caz, dacă întreb, băi, urât la mine, știu că e, nu zice... Măi, când a venit, deci vă jur că știam că vine Omid, îmi venea să pun cuverturi pe jos, nu se vadă nicio cameră, gen, să vadă că e urât. Dar să știi că așa e viața mea. Deci așa arăta bucătăria noastră până acum 3 luni, fix atmosfera asta aici. Bă, noi nu avem, noi nu trăim în design. Acum ne-am cumpărat, ne cumpărăm casă și urmează să facem proiect. Dar e... Noi sunt, adică noi așa trăim. Mă rog, nu exact așa, dar așa. Tabloul ăsta, o trebuie să-ți spun, nu, că o să fie weird, pe să zic că turbați ăștia încet, sincer. Deci... Nu știu cum să zic fără să fie... Deci, tipul pe care l-au adus nou la emisiune se îmbracă mereu... Peaky Blinders din Vaslui, știu, asta vrei să zici. Nu, din Vaslui, vreau doar zic că se îmbracă ca Peaky Blinders, dar mulțumim. Nu, și asta nu e cu Vaslui, nu am zis-o eu, sunt niște prieteni. A fost o glumă din asta stupidă. Se arăt cam și noi, dar nu mai am aici. Alex e un băiat extraordinar, mă rog. cât îl cunosc eu extraordinar, în sensul că l-am interacționat de câteva ori cu el. Foarte mișto băiat, e un sculptor bun, este un artist, nu știu ce a făcut în emisiune, că nu m-am uitat, cum nici la mine nu m-am uitat, dar am auzit numai de bine de el. Și da, exagerează cu lucrul asta de Peaky Blinders, dar acum, la mine prima regulă care am avut-o, adică primul lucru pe care am cerut contractual... Stai, mi l-au făcut ei, să știi. Da. Tabloul ăla nu l-am făcut eu. Bine, asta era acolo. Pe prima condiție pe care am avut-o și eu cu contractul cu Pro TV a fost, bă, să nu mă obligați să mă îmbrac într-un fel sau altul. Adică era o chestie, bă, eu vreau să vin îmbrăcat. Nu sunt un om a hainelor sau așa, dar bă, mă enervează chestia asta în televiziune în care cineva te îmbracă fără să... Mie îmi place să aleg eu. Într-un fel, da. Nu, dar să aleg eu, să fie opțiunea mea, că sunt toate tipurile la fel. Da. Plus că n-am stai pe șantier niște haine de la incomode. Dar se întâmplă, adică televiziunea, despre asta e vorba, în televiziune există un stilist care te îmbracă. Da. Dar el cred că are dorința asta, dar... Îi place, se vede. Da. Ce stai și m-a întrebat să lumea ceva. Dacă e adevărată vorba că se fură meserie. Și mai dat ceva părere Iulius Ionescu. Cine Iulius Ionescu? Îmi pare rău. Părere Iulius Ionescu. Dacă e vorba de Iulius, profesor Iulius... Cred că da. Păi nu l-am mai văzut de un miliard de ani, nu știu. Cred că n-a fost colegă cu tine la facultate, că e și arhitectă. Da. Omid, ce sincer, dacă e adevărat vorba... Cu se fură meserie. Cui se fură? Nu, gen că meseria se fură, gen că nu te învață la facultate, te duci tu cu un arhitect mai mare și gen fur de la el. Păi da, asta cu furtul se fură dacă cel care a avut-o primul consideră că i s-a furat. Altfel nu îmi dau seama. Nu, să furi meserie în sensul că... Să înveți de la altul. Da, norma pedagogică, firesc, adică, nu știu. Vreți să o luăm cu toții de la început, să învățăm din greșeli? E o meserie din care înveți și din greșeli, pe banii altora. Asta mi-am amintesc că îmi zicea tata a fost și el arhitect. Da, obviously, gen comunism. Și îmi zicea că, da, ce zici tu, că gen, atunci ei aveau o oportunitate foarte mare de învățat, că gen puteau să strice orice căcat făceau, că gen venea statul și ziceau, am greșit și dărmau și mai făceau odată. Bine, da. Nu, da, astea, mi-a povestit o dată că a avut el un film gen și a făcut un intrând așa, dar gen mai conic sau ceva, gen pe hârtie arăta bine. Dar în realitate se termina prea mic și trebuia să te... Mamă, câte situații sunt din asta. Și gândește că tu îți dai seama, știi, există în momentul ăla în care faci proiecte mai mari decât ai făcut înainte. Și tu le desenezi și totul pare să fie ok și, într-adevăr, pentru client e tot ok, că acolo se construiește. Dar tu ajungi acolo și îți dai seama că, bă, spațiul ăsta trebuia cu jumate metru mai mic sau mai mare. Și construcția e construită deja, adică tu îl simți. E un... Dar data viitoare, clar, deja ai o proporție în cap și așa mai departe. Nu știu, nu există pastila de a deveni arhitect sau designer. Nici măcar facultatea nu te ajută să devii chiar. Asta cu proporțiile, mi-am găsit așa că într-o emisiune ai intrat într-o cameră și a zis că avea 5 metri lungime, pe nu știu cât și gen, n-au zis toți că nu și după aia am măsurat-o și era cât ai zis. Păi da, mă, se contradicea cu mine, mă. Eu pe lângă... Ne-am uitat să eu pe lângă arhitectura, design și așa mai departe, am făcut mulți ani de călărie. Unde dar chiar cum a pus de asta, că asta n-am... Tu trebuie să măsori pașii când faci recunoașterea terenului obstacolelor, tu măsori pașii, pentru că totul constant bătaie, adică cum calcă și să ajungi la momentul perfect să bați unde trebuie ca să poată să sară peste obstacol fără să-l dai jos. E ca la basket. Dacă calci prost, cazi la săritura, nu e... Și știu să fac pașii în pana să dau seama cam câți metri are acolo. Pe lângă faptul că văd vizual că... E simplu, asta nu e nicio șmecherie. Te întreba ceva cum ales arhitectura, dar eu vreau să te întreb, pe lângă cum ales arhitectura, vreau să-mi povestești de chestia asta cu echitația. Că mi s-a părut super interesant, adică eu nu știam, gen, și când ai zis că ai fost campion, da. Asta zic și ai s-a la emisiune și eram gen wow. Bă, chiar sunt curios. Eu n-am pasiune în viață, eu n-am hobby-uri. Eu nu fac lucruri de hobby. Mă îndoiesc. Nu există hobby. Orice fac, ori de performanță, ori măcar să știu că am făcut. Da, îmi place. Adică o faci de plăcere. N-am o chestie, bă, hai să mergem în weekendul ăsta să jucăm. Nu! Eu m-am dat jos de pe cal în 2011. Și până în ziua de azi nu m-am urcat pe cal. De ce? Că ori ești la nivel, la ori nu ești. Ori nu mai faci. Nu pot să trăiesc chestia asta. Bă, în weekendul ăsta mă duc să călăresc. Nu există mai. În weekendul ăsta merg să joc un tenis. Nu. Fac, și acum, uite, m-am apucat de alergat de ceva vreme. Am văzut că tu postezi. Asta e maxima mea de pasiune, dar și asta o fac, mă, ca de mentor, adică tot... Am văzut, duci noaptea, pe noaptea la 12 noaptea am ascat pe. Aș face orice altceva decât să alerg. M-am apucat acum de jiu-jitsu. De BJJ? Da, de BJJ, sună mai bine. Așa, dar mă voi ține de chestia asta, adică mă... Praf. Sigur, vârsta mea astăzi nu mai permite performanță, nu mai permite timpul și vârsta și toate condițiile nu mai permit performanță. Dar n-am. Iar de călărie m-am apucat la 16 ani, așa, late 16 ani. M-a obligat frate-meu, fă și tu ceva. Și pe el făcea călărie de pasiune, acolo învăța și el ce. Și m-a dat pe mâna... Era în Iran sau aici? Nu, aici. Aici, ok. M-a dat pe mâna antrenoarea lui. Și aia... mai nebună ca mine, m-a apucat, m-a pus, a văzut că am curaj, pac, cred că după vreo, nu știu, 2-3 luni, concurs, amator, bam, a văzut că am să... S-a ajuns la un nivel în care deja călăream și făceam obstacole, făceam bine, nu știu ce, dar există o disciplină, se numește proba completă, unde 3-day eventing se numește în engleză. Și unde în România cel puțin sunt foarte puțin pentru că e foarte periculos. Că unul dintre cele 3 zile este cross country, în care alergi tare vreo 4-5 km și sari peste obstacole fixe, naturale. Wow. De pe vârful dealului, în jos săritură, în sus săritură, lucruri periculoase și atât pentru cal și pentru om. Și, mă rog, pentru cal, clar, e pentru tine. Monica, antrenoarea e foarte bună și s-a apucat de cross country și de probă completă. Și atunci noi o susțineam în perioada respectivă, cu cai și așa. Și m-am dus și am zis, băi, vreau să fac și eu un cross. Hai să faci, nu știu ce. Și m-am pus pe cal și doi. Și la prima săritură în jos, pentru că la obstacole normale tu n-ai în jos, în sus. Da, și e flat. E clar că e diferit. Nu m-am lăsat pe spate, m-am dus și m-am rostogolit cu calul 30 de metri în vale. Eu calul. M-am dat jos, mi-am ridicat capul, așa calul se urcase înapoi pe vârful dealului. Am alergat după mimesis, să ia pe carapa, și m-am urcat pe cal și am dat goană către finish. Și am terminat crossul. Când am ajuns acolo, domnul Iavurovski era în perioada respectivă președintele federației. Eram la finish, adrenalina aici, negru în fața ochilor, nu mă dura nimic, deși mă rostogolisem 30 de metri, efectiv. M-a văzut și a zis, Omid, am un loc în echipa în lotul național, vreau să faci probă completă să fii în lotul național. Eu nici măcar cetățenie română n-am. Nici de cum nu mă așteptam să fiu în echipa națională a ceva. Nu, părinții mei, mama n-a avut timp și bani să, că eram în Iran, să mă dau la vreun sport, la vreun ceva. Nu eram un tip sportiv. Și uite așa s-a dus până am ajuns vicecampion balcanic în echipă, campion național în echipă, campion la am avut trofeuri, cred că asta, doar că când m-am lăsat, au dispărut, l-am aruncat, nu am vrut să văd nimic. Că nu pot să stau să ba. Și de ce te-ai lăsat? Că nu puteam să fac mai mult. Am ajuns. Insane, măi, ai o chestie cu asta, insane. Da, nu puteam să fac mai mult. Măcar, știi care e partea bună? Că măcar la arhitectură să fie mereu ceva mai mult ce poți. Nu, dar la arhitectură fac bani, nu. Fac bani și îmi întrețin și familia și... Sure, așa mai, dar ai și potențial să faci mereu mai mult. Da, da, altă variantă. Și dacă n-aș face, tot aș face meseria ca să poți să câștig bani. Sure, da. Și acum zic cum ai ales să urmezi, cum te-ai gândit la arhitectură? Adică de ce arhitectură? Of all things. Bun. Stai să zic că am tot timpul la tot felul de interviuri. Mi-am dorit să mă exprim. Eu am... Zi-o cum vrei tu, nu e interviu, zi. Nu, dar am trăit în niște condiții în care nu prea am avut libertate de exprimare. Nici față de mama, nici după aia față de fratele meu și așa mai departe. Și mi-am dorit să mă exprim tot timpul în viața mea. Îmi doream să fac ceva ce să fie al meu. Să vină de la mine și să fie fix al meu, să nu fie altul. Ilinca, noi am fusesem un an împreună în liceu, așa, era pasionată de arhitectură. Au, liceu împreună? Un an am fost și după aia ne-am certat și după vreo 8 ani ne-am reîmbinat. Și ea era foarte pasionată de arhitectură, făcea meditații, Am ajuns în clasa 12, am terminat clasa 12 și veneam de la munte cu fratele și mă întreabă, bă, totuși, la ce vrei să dai? Disclaimer, eram încă cetățean străin și puteam să ocup locuri de străini. Fratele meu avea bani, putea să plătească, deci era ok. Zic, dacă aș avea curajul, aș da la arhitectură. fără pasiuni, fără să știu ce dracu face un arhitect, fără nimic. Dar suna bine. Da, era Ilinca acolo, care pentru mine era un model. Hai de mă, ce drăguț! Bă, era un model. Era un model pentru mine de un om. Adică eu tot timpul am zis, eu am fost tipul ăla, un pic mai golan, un pic mai destrăbălat. Eu am zis, nu pare. Băi, eu dacă mă căsătoresc vreodată în viață, singura ipoteză este ori mă căsătoresc cu Ilinca. Which happened, da, exact. Ori nu. Adică eu nu sunt gen de om de familie, copii, alea. Nu. Fratele meu n-a avut un rol așa mai de tată, el e 20 de ani mai mare ca mine, că n-a fost o frăție acolo. Wow. Și cumva mașina venind de la munte, știam că trebuie să mai petrec niște ore bune cu el în mașină și sigur o să se încingă atmosfera. A zis, dacă aș avea curaj, aș da la arhitectură. A zis și eu, prostie. Și a zis, pe hai! Dacă el zice pe hai, nu există drumul de întoarce. Ah. Să cred că și la fel de încăpățânat ca tine. Da, nu, e mult mai încăpățânat. Nu pot să cred că e mai încăpățânat. Nu, dar el e bau. Doar că eu m-am dus la facultate și am vrut să mă înscriu la arhitectură de interior. Vreau să fiu un designer. Cumva îmi plăcea mai mult, că nu-mi plăcea arhitectura. Nu era... Da, nu voiai să faci un blog. Dar nici și... acum eu nu sunt arhitect. Eu sunt un designer de interior. Asta e... Mă, e foarte bine. Dacă există o graniță mai clară, eu sunt un designer, în general. Nu neapărat de interior. Foarte bine. Și arhitectura pe care o fac eu este... De chiar de produs ai gândit ca... Băi, mi se pare o chestie, după părerea mea, de bătrâni. De ce spun chestia asta? Pentru că e un momentul în care cu adevărat înțelegi că totul e un design în jurul tău. Da. Și atunci începi să percepi ce înseamnă fiecare lucru pe care omul pune. Da, cum să trebuie să fii un bătrân să înțelegi chestia asta sau un mega pasionat de domeniu. Dar middle way nu prea e. Ce e design? Din ce trăiești tu prea? Cum ajungi să faci bani ca designer de produs? Ori ești foarte bun și faci mulți bani, ori te-a pus și lucrezi într-un magazin de mobilă, da. Și așa. Și m-am dus și am zis, ok, dar vreau să mă înscriu la arhitectură interior. Cum adică? Adică designer de interior? Da. Păi ești prost. Frate, tu zici. Da, și eu sunt designer. Toată lumea e designer. Ce asta? Nu la arhitectură. Dar fă ce vrei tu. Știam că nu o să fie ok, dar m-am folosit de propoziția fă ce vrei tu și m-am dus și m-am înscris la arhitectură de interior. Creier. Motiv pentru care am ajuns la anul 3 să-mi schimb facultatea, pentru că m-a certat atât de tare încât a zis, ori îți schimb facultatea, ori dai drumul de aici. Dar chiar pare că era foarte fatherly cu tine așa, dacă... A zis, și eu depindeam de viza pe care aveam prin firma lui, prin facultatea pe care făceam, pe care o plătea el, iar pentru mine ipoteza să mă întorc în Iran nu exista. Asta e true story, adică eu am fost, din punctul ăsta de vedere, am fost bullied de fratele meu. Ori îți schimb facultatea anul ăsta. Dar te-a lăsat 3 ani să... A încercat să fie democrat. Ori acasă. Problema n-ar fi fost asta dacă exista un sistem de educație cum trebuie în țara asta, în care mă duceam și aveam cu cine să vorbesc, să spun, domne, până la anul 3, ce face arhitectură de interior și facultatea de arhitectură? E aceeași lucru. Agenți să echivaleze complet și să continui măcar de la anul 2. Sau măcar să continui. Da, mi-au luat, m-au trimis de la 0. Nu cred. Și nici ala n-a fost. Mi-au și echivalat niște chestii, deci nici n-aveam un program ca orice student. Și urma să... Eu fiind fiert să termin, să fiu independent, să scap de fratele. M-am dus și m-am angajat la singura firmă de design interior, de arhitectură interior, care m-a angajat și nici ala nu vrea să mă angajeze. I-am zis că vin pe gratis și dacă după o lună vrei să mai rămân, îmi spui. N-aveam nevoie de bani, bani aveam. Hamid m-a angajat că n-a avut încotro, că e un băiat politically foarte corect. Și după vreo o lună a venit criza economică și a rămas fără angajați. Și n-a avut încotro decât să mai aibă pe mine. Și vreo 2 ani am lucrat la el până am acceptat cu el și el a fost singurul loc de muncă real în care eu am lucrat. După aia am zis, nu, o fac singur. Eu nu pot să lucrez pentru cineva. Și m-am apucat. Ai, da, că tu voiai să te exprimi pe tine. Era... Nu vreau să ies, mă, de sub conducere. Nu mai vreau în pana aia să mai spună cineva ce să fac sau să mă interzică lucruri. No. Frate, mă, oricum nu mai vorbea cu mine. Au păcertat să-ți... și da. Și m-am luat... Inițial părea foarte simplu, dar eu sunt un foarte bun vânzător. Știu oamenii de la charity până la așa, știu că eu vând orice... Dacă am un scop, vând orice. M-a ajutat chestia asta. Am făcut 2 proiecte pro bono, l-am pozat, l-am pus pe Facebook, a bubuit, a început să vină proiecte, nu știu ce, nu știu. Dar eu realmente nu știam ce fac. Adică eu aveam... În sensul arhitectural sau... Adică dacă există cuvântul talent, aveam. Dar experiența era și întrebare, ți-o pun. Dar n-aveam experiență, dar nu știam meserie. Eu învățam pe proiect, pe banii oamenilor. Băi, și mi se punea în fața totuși niște oportunități și le prindeam, așa cum și Visul la Cheie s-a nimerit, adică a fost o chestie... Chance encounter. Era Eminem. If you had an opportunity. Asta, așa s-a întâmplat. Am prins oportunitatea și am dat înainte. Apropo că aici de talent, te întrebase cineva dacă crezi că există talent nativ pentru chestii sau că e mai mult muncă și... Păi, uite, fenomenul ăsta de talent este, nu știu, e o substanță, da, să zicem, în tine. Dacă nu iese la suprafață și dacă nu are un canal prin care să se exprime, la ce bun, da. Talentul poate exista, sigur, adică am copii, doi copii și îmi dau seama că există chestii native diferite între ei. Dar dacă nu ai oportunitatea să o folosești, să înveți să o folosești, sigur, pot exista lucruri, talent la nivel de, nu știu, inteligență pură sau, nu știu, comedie sau tot felul de lucruri pe care poți să le folosești la prima mână. Dar într-o meserie, talentul nu e suficient dacă tu nu înveți meseria. Poți să fii talentat ca pictor, abstract, dar dacă nu înveți pictură, ca să poți să faci pictura abstractă, tu nu poți porni cu pictura abstractă, decât să ai un mare noroc să dai undeva într-o circumstanță, undeva ceva, dar fără meserie tu nu poți folosi doar. Talentul sunt gloanțe, da? Dacă n-ai armă... True. Tu ai făcut liceul la noi, ai făcut liceul în România? Da. Și uite, un moment, am făcut Jean Monnet! Bă! Tot timpul când spui cuiva că ai fost Jean Monnet, nu reacție. Știu dacă știam, sunt tineri ăștia de aici, nu știu cu Monnet-ul. De pe vremea mea era cu Monnet-ul. Mai există, nu mai e așa de... Bă, deci... Adică dacă îmi spui mie Jean Monnet, da. Există o față după ce spui chestia. Asta zic, mie dacă îmi spui Jean Monnet, da. Eu știu cine era Jean Monnet când eram eu în liceu. Da, mă, dar eu eram într-o clasă cu 32 de copii, din care singurul care avea oportunități și bani și așa eram eu. Eram singurul, chiar azi vorbeam cu Ilinca, singurul care nu venea cu autobuzul la școală. Toți, mă, zici că efectiv ca să... Da, era imagine. Erau toți luați, toți săracii, puși într-o singură clasă. That sounds racist. Deci la BAC când au început lumea să vină cu mașinile, la noi în clasă n-avea nimeni mașină, în afară de mine. O, ce segregare de asta nebună. Da. Iar eu am ajuns acolo că eram străini. A, pe tine te-au pus că erau rasiști, nu că... Că erau rasiști, da? Căman, da. Săracii și străinii îi băgau acolo. Păi, eu și asta. Pentru că săracii aia luaseră locurile chiar pe bune, pe examen, n-aveai cum să-i nu-i primești, că dăduseră capacitatea și... Da, nu aveai ce să le faci. Și bogații erau obligați. Și atunci ce dracu facem? Îi punem pe ăștia separat că se mănâncă între ei. Băi, e un challenge. Noi avem mari discuții acum că trebuie să alegem școala pentru Iancu. Asta dacă stai la școală cu ei și cum... Greu, mă! Nu mi-am imaginat în viața mea să fie un challenge atât de mare să găsești o școală pentru copilul tău. În ce sens? În toate sensurile. Unde, la toamnă, Iancu trebuie să facă clasa 0. Până acum a făcut grădinița germană și nu prea am învățat germană. Iancu are un IQ de 128, e foarte deștept, e foarte dificil. A făcut liceul, adică grădinița germană, dar n-am învățat germană. Că nu vrea. Deci nu îl duci la ghiote. Am vrut să ducem mai departe la grădința asta, că a fost singura grădință care s-au purtat frumos cu el, pentru că de la cealaltă a fost dat afară. La 2 ani jumate. De ce? La 2 ani jumate? Deci putea să fi făcut, că man. Păi n-au zis și l-am întrebat de când să nu mai aducem. De astăzi. Că ce putea să facă mie un copil, că man? Exact asta. Că domne, că nu știm dacă are autism sau ADHD sau... N-am făcut tam-tam, dar... Dar trebuie... După mulți ani aș vrea, când nu mai este un hate direct, să scriu despre acea grădință. Îmi pare rău, dar nu vreau să transform povestea copilului meu într-o scandal. Da, nu, understandable. Dar după niște ani o să scriu... Asta zic, insane. Ce pot să facă meni un copil, că man? Era greu de controlat, categoric. Era... Toți copiii greu de controlat. N-aveai căi de comunicare cu el, era adevărat. Dar până la urmă ăsta e jobul lor, man. Există unii care își fac jobul bine și există unii care își fac jobul prost. În fine. Și acum ce te întrebi? Unde să găsești o școală care să... Așa. Ne-am gândit că motiv pentru care am ajuns să fim întârziați este că am zis inițial că mergem mai departe la școala unde este acolo la grădiniță. Ok, am înțeles. Așa. Ne-am dat seama, din păcate aici a fost neglijența noastră, că băi, stai un pic, dar Copilul asta, evident, are nevoie de, ca toți copiii, de ajutor în timpul școlii. Noi nu știm germană. Da, e nasol că da. Nu adică fac meditații cu primul, că nu mai știu nici matematică, nici nimic, dar în primii 5 ani pot să-l ajut să citească, să în germană ce fac? Cred că poți primi până între 8-a, cred că poți liniștit. Școala de stat. Sistemul educațional are foarte puțină disponibilitate pentru copiii diferiți. Minimul necesar. Nu există o tendință de a avea disponibilitate pentru acel copil, 1 din 30, care e diferit, care are nevoie de un alt fel de atenție sau un alt fel de limbaj. Știi bine? Ai făcut și tu și eu. Bine, doamnă, Și eu am problema asta că eram stângaci. Și toată lumea trebuia să... Deci cam pică, cel puțin pentru el. E decât să dai de anumită școală de stat, cu o anumită educatoare, care e și asta un gambling. Alte licee. Unul care părea să fie ce trebuie, am sunat, păi noi avem locurile ocupate până în 2024. Asta e insane, mi se pare și mie că am tot văd. Dar nu vă supără, cine l-a ocupat? Cine era gravidă? A sunat de când era gravidă și adică eu n-am știut că trebuie să sunăm cu 2 ani înainte. Pe că se spune acum, dacă mai facem un copil al 3-lea, trebuie să sun de acum. Dar pentru Zoe sun. Wow, insane. O să zic, ok, doamna, din 2024 mai am un copil. Insane. Drama. Alte școli private. 1000 de euro pe lună. 1200 de euro pe lună. Zice cineva să-ți planifici copilul în funcție de locuri la școală. Jur! Și grădinițe. Bă, și suntem într-un haos din asta. Adică nu ascund că Ilinca în fiecare seară plânge. Bă, dar stai, că până o să găsim o soluție, vedem, facem o listă, bifăm pe care are cel mai... Dar nu înțeleg, există shortage-ul ăsta, cred că de când eram eu la facultate, la prima facultate. Dai pe Google. Știu ce zici. Dai pe Google școală privată, București. În afară faptului că sunt multe care sunt la 10 km de centru și asta nu înțeleg. Da, sunt în București, în Popeșile Ordeni. Bă, în Băneasa, în Otopeni. De la creșe la fel, trebuie să rezervi cu 2-3 ani înainte. Da, Otopeni, nu știu ce fac. În afară de asta, fii atunci, bă, deci asta ar fi un story foarte și la mișto. Casă de bătrân la fel. Ai niște denumiri. Numai când citești numele școlii, te sperii. Adică, dă-mi exemplu, sunt curios. Mamă, deci am râs că la un moment dat Ilinca era foarte supărată. Zic, bă, hai să dăm pe Google pe școli private. Și am stat, bă, am râs. Teddy Walks. Măi, insta. Maica Pecioara Domnului. Îmi pare rău. Măi, dar... Bă, eu nu țin minte de denumire în general și nici pancuri, dar jur. Căutați pe Google școala privată și intrați direct pe lista aia cu contact cu toate așa că se listează. Și treceți de primele 10%. Doamne ferești, bă, niște denumiri. Și toate zici că sunt niște pușcării din asta obosite. Toate, bă, private, da? Niște blocuri din asta. Asta zic, și la locuri pentru bătrâni, la fel sunt gen, zici că îi trimis la pârnaie, nu la... La fel sunt și școlile private, peste 1000 de euro pe lună. Asta mi se pare iarăși fenomenal. Adică, ok, înțelegeam dacă erau și arbitraj de genul 200 de euro sau ceva, dar gen să-ți ceară și 1000 de euro pe lună, să zici că e și pușcărie. Ca să ne înțelegem, 1000 de euro ești gen la pușcărie, da? Deci dacă te duci la Ioanid, la... Am auzit că zice data de 5000, de zici, pula mea are banii ăștia, nu... Băi, da, școala Micul Lord, măi, nu? Micul Lord. Asta știam că e ceva cu Lord, da, am uitat. Da. Se duce copilul cu lanțul. Micul Lord. Nu pot. 50 Cent ar fi... Da, mă, nu, e... E ochelar de adăstare așa, oare. Vine stă așa acolo, scaut la ore. Da, da, e... Îmi pare rău. Da, știu. Da, mie. Da, dar e nasol cu sistemul educațional la noi, cred că la toate nivelurile. De la primul până la ultimul. Academia Fantastică, i-auzi. Dar nu se poate. Da, mă. Școala Little Genius. Măi, da. Little Genius, da. Are these made up? Are they real? Ce chiar există? Măi, nu pot să cred. Da. Și n-au loc. Adică tu îți dai seama că așa te miști. Dacă ai 2 copii și fiecare copil are 1000 și ceva, deci ai 3000 de euro pe lună grădinițele și... Și plus activități. Cât îți faci credit pe 30 de ani să-ți trimiți copiii la grădiniță? Americanii fac asta și sunt mulțumiți. Se pare bine. Școala... Dar măcar nu poate că există școala copilul dorit. Măi, nu! Da, jur! Școala copilul dorit. Bă, și am zis Ilinca, eu aș deschide... Deci, bine, școala copilul dorit. Deci eu aș deschide lângă școala aia o altă școală și aș numi școala copilul nedorit. Iau pe asta. Deci copilul nedorit. Asta aș face. Mama a lucrat la grădinița Alex și prietenii. Da, da. Nu mă, sunt... Așa îmi fac eu gădință și eu numesc Alex și prietenii, măi, insane. Insane. Îmi pare rău că aveți acest turn de la head. Am auzit de școala Helicon că ar fi ok, dar e... Helicon este până în 2024 fully booked, deci nu încerca să vă dați copiii acolo. I'd rather not have kids, thank you very much. I mean, pare sincer că trebuie să te chinui cam mult, nu o să te mint. Helicon este, deci dacă zic cuvântul Helicon, Ilinca plânge instant. Nu-i săraca, îmi pare așa rău de ea. Dar de mine? Și de tine, îmi pare, dar tu n-ai zis că plânge, ai zis că plânge ea. Ajung în bucătărie, țară, mă aprind o țigară și începe să plângă nevasta. Îmi pare rău, sincer, da, amândoi. Credința la Ilinca. Da, am venit la tine, să nu fiu enorm de proiect acasă. Îmi pare rău, Ilinca, nu știam că dați la asta, îl iau, că lăsam. Măi, insane, îmi pare așa rău. Dar nu înțeleg, nu înțeleg cum e posibil să existe shortage ăsta de 10 de ani. Da? Deci e minim de 10 ani, de când eram la prima facultate, de când am făcut robotică. Exista această discuție, de când am făcut robotică. Că ieșeam cu o tipă care avea 30 de ani și avea un copil, în fine. Exista acest shortage. Cum e posibil să nu se rezolve? Să n-apară un giliard, că dacă clar sunt oameni care ar da banii și au nevoie să-și dimită copiii undeva, cum de n-apare astea? Nu înțeleg. Insane, nu înțeleg. Deci fiimea are 3 ani, trebuie să sun de acum să o înscriu? Real, da. Adică la, omit baia, chiar asta. La Helicon, da. Dacă vrei, da, sună dați. De mâine. Am fost la o grădiniță Waldorf, ce pot spune e frumos. Da, e adevărat. Da, fiți atenți. M-am zis când Iancu a fost dat afară de la prima grădiniță, ne-am dus să vedem alte grădinițe și eram mult mai precauți. Am explicat tuturor, domne, uitați, e așa, e așa, e așa, că să nu ne mai dă, că a doua oară dați da copilul afară din grădiniță la 2 ani jumate, nebunești. Și ne-am dus la Waldorf. Doamne, a fost cea mai caterincă experiență din viață. Am ajuns acolo, era prânz, bă, nu s-auzea nimic. Bă, de era... Silențiu stampă. Am intrat la directoarea, la o educatoare sau o directoare, nu mai știu, în birou. Bă, și mi s-a părut ceva ciudat. Mă, și am mirosit ceva ciudat. Deci, nu știu. Deci, mi s-a părut efectiv din secunda în care... Deci, la cum era îmbrăcată, care era îmbrăcată normal, dar mi s-a părut ceva ciudat. Bă, și mă uit în jur și era tot felul de jucării de asta... sculpturi, jucării din asta, din lemn, din nu știu ce, bă, dar niciunul n-avea chip. Oițe, personaje, n-aveau chip, mă. Wow, ce creepy! Mă, și zic, uite, acolo stau așa. Și începe să vorbească. Și ce, da, noi avem și o clădire, aproape de Cișmici, o clădire foarte scumpă. Și taxa de grădință era foarte mică. Ceva mie îmi dădea așa... Dom'le, că noi suntem și o asociație, ok, zic, ok, pe acuză, da, aveți clădirea. Păi și când începe să o dau de Dumnezeu, deva, nu, scuze-mă, nu, n-a dat în Dumnezeu. A început că noi cântăm, copiii fac pâine, pleacă așa. Wow, erau inici, mi-am trimis pe la muncă. Și mi-am dat seama că este cu o tenta din asta, cu tot respectul. Am prieteni care au făcut Waldorf și am prieteni care au copii la Waldorf. Era... Tenta din asta religioasă, dar nu era grădinița religioasă, deci nu era Sfânta Maică Fecioară, bla. Wow, zic, că nu se poate, nu pot, mă. Și am mai zis 2-3 chestii acolo, nu mai țin minte, dar am plecat acolo, râdeam de soarta noastră cum mergeam, noi doi suntem, eu și Ilinca suntem foarte, băi, suntem oameni credincioși în bine și în Dumnezeu, dar noi suntem oameni religioși. Deloc, adică nu avem nicio tentă religioasă. Nu are mare legătură una cu alta, sincer. Da, exact, adică credem bine și avem activități care se vede. Pentru tot ce facem noi are o tentă de... Da, nu. Și când copilul nostru să-i dăm acolo, dar mi s-a părut creepy rău de tot. Zic, nu, ok, mersi. Vreau să arăt ceva. Știi ce înseamnă simp? Simp? Da. Nu. Nu știu cum să-ți descriu. It's like a super fan. Așa. Vreau să arăt că apropo că ce ai cum te percepe pe lumea, există, avem un user în chat pe care îl cheamă Sim for Omid, îl cheamă, dacă acum și-a schimbat numele în Omid Sim, ca să zici că cât de mult îți place lumea. Mulțumesc frumos. Sim for Omid, da, oamenii sunt mega fani. Dar nu, n-aveți de ce. Au de ce, că na. N-aveți, nu. Eu am fost la grădinița Sfântul Agnes din Popești, dar n-am simțit prea mult că era grădiniță catolică. Nu cred că era neapărat... simt de la simpatie. Bine, acum s-ar putea să fii nimerit eu în Waldorf, apropo, ca să nu dau... Mai multe, da. Ei, nu, cred că... Nimerit eu într-unul așa mai... Dar, nu, tare a fost, am un prieten foarte simpatic, inginer structurist, care avea copiii la Waldorf. Și sunt pe el, zic, bă, Tibi, zic, care-i bă treaba cu... Păi zice, bă, mi s-a părut și mie ciudat că copilul mă... Și venea cu pâinea făcută el acasă și cânta, dansa, și mi s-a părut și mie ceva creepy cu copilul mă. Zic, bă, ce, nu te-ai gândit în pana mea o secundă că e o autoprogramare. Era la... free bread. Își respecta pâinele, nu știu ce, nu știu, doamne. Adică, bravo, cât e la doza potrivită, e ok. Ai zis că, nu am să uit acum, ai zis că în Iran nu voiai să te întorci tu asta și voiam să întreb, adică dacă vrei să spui gen, de ce? Că mă întorc să vizitez familia. Nu, de ce nu voiai să te întorci să locuiești acolo? Pentru că nu e un mediu confortabil pentru un om care a trăit în Occident. Asta e realitatea, adică nu e ca o țară rea, Doamne ferește, e totul absolut superior acolo, familia mea e acolo, trăiesc foarte bine, nu s-ar muta, sora mea are green card, ar putea să se mute în America oricând. Dar e un mediu foarte frumos. Dar modul de a trăi e diferit față de Occident și atunci pentru mine, da, aveam prieteni aici, aveam familie aici, am familie acum aici, dar viața mea se întâmpla aici, n-aveam ce să, nu, în sensul ăsta, nu că nu era o opțiune că nu vreau să trăiesc acum. Da, nu, eram și doar curios, adică... Și sigur sunt niște lucruri cu care nu sunt de acord, dar sunt și multe lucruri în România cu care nu sunt de acord. Inevitabil. Adică n-am, poate că lucrurile cu care nu sunt de acord, lucrurile care se întâmplă în Iran cu care nu sunt de acord, sunt la nivel uman un pic mai grave. Un pic, nu. Unele sunt mult mai grave. Nu vreau să intru în discuția asta, dar asta este realitatea. Nici nu trebuie. Dar nemulțumirea socială pe care o așavau acolo, de multe ori am și aici față de lucruri. Și care sunt? Aici? Ai zis că acolo nu intrăm în discuție, deci nu intrăm. Aici sunt... Băi, știi care e faza? Eu spun tuturor chestia asta. Eu am venit în România acum 21 de ani aproape. Și România de astăzi e o Românie mult mai bună ca acum 21 de ani. Evoluția este incontestabilă, este cu totul și cu totul altceva. Dar, la fel ca unul care trăiește aici, mă gândește că eu mai mulți ani în viața mea am trăit în România decât în Iran. Am 14 ani când am plecat din Iran. Nemulțumirea față de progresul României o am și eu, ca orice român. Dar ce mă deranjează cel mai mult este că poporul român este un popor vulnerabil, de fapt. Toate năzdrăvăniile pe care le întâlnim noi în poporul român este, de fapt, un mecanism de autoaparare. Nu este o răutate. E un coping mecanism, zici. E un popor foarte voluntar, e un popor foarte cald. Gândește că eu am ales între Elveția, Anglia și România. Am ales România pentru că aici n-am avut nicio secundă cu o problemă de a-mi face prieteni. Am foarte mulți prieteni. Și toți români. Nemulțumirile noastre culturale, populiste și asta sunt, de fapt, niște mecanisme de autoaparare. Pentru că este un popor foarte vulnerabil. Și problema este că sistemul în care pot să fiu și eu mâine, să mă fac politician, să intru în sistem, sistemul își autosabotează populația. Pentru că tu nu ai nevoie de un stat care să protejeze pe cel deștept. Că cel deștept se descurcă și în deșert. Protejează singur. Trebuie să protejezi pe cel vulnerabil, pe cel prost, pe cel handicapat, pe cel... Asta este rolul unui sistem. Și din păcate, mecanismul de stat astăzi în România, care în oarecare măsură este cel veche, dar adaptat, progresat, încă își autosabotează populația. Adică uită în momentul în care ajunge la putere care este misiunea. Pentru că eu consider, și uite, ești un exemplu foarte bun pentru că ești medic. Există anumite meserii care pot fi joburi și există anumite meserii care sunt misiuni. Și omul care intră în meserie, își câștigă meseria, trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, că este o misiune. Un pompier nu poate să zică că nu intru în clădirea aia pentru că azi n-am chef să stau în căldură. Un medic nu poate să nu se ducă la operație să zică, bă, în seara asta vreau să-mi iau liber. Nu există. Un preot nu poate să zică că nu vreau să împărtășesc, să fac împărtășenii cu familia X. Pentru că nu mai este despre tine, este despre misiunea pe care ai ales să duci înainte, să faci misiunea aia. Ce faci tu nu mai e un job. Și am impresia că oamenii care ajung în mecanism automat percep treaba asta ca un job. și ajung să judece. Într-un job întotdeauna câștigi locul, că altul îți fură locul și așa mai departe. Și mai vin misionari din când în când, care n-au cu cine să lucreze, care intră prea tare în aia și iese o harababură din asta în care singurii care suferă este populația. Își pierde încă o dată încrederea, încă o dată încrederea, încă o dată încrederea și ajunge la o zonă în care se zică, bă, nu-mi pasă. Și uite, asta e o chestie care pe mine în România mă deranjează. Noi, și știu și de unde e sursa, din punctul meu de vedere. Educația, lipsa educației. Și când zic lipsa de educație, nu mă refer că părinții tăi te-au educat mai bine sau nu. Bă, școala, mă. Părinții tăi erau educați de ce? Ăla mai e șmecher în politică, când a ajuns oricând la putere, primul lucru în care a dat cu șutul a fost sistemul educațional. Păi cred că investim cel mai puțin din Europa în educație. Toate țările care au rezultate mai bune culturale au investit în școli. Școlile trebuie să fie egale. Nu trebuie să existe o școală mai bună într-un sector decât o școală mai proastă decât alt sector. Suedia, da? Un comunism contemporan funcțional. 100%. A, că zici socialism. E comunism. O școală dintr-un sat arată identic și are aceeași calitate a profesoratului ca o școală din Stockholm. Nu există. Dacă are un perete din stânga roșu, școală din sat, școală din Stockholm, peretele din stânga când intri e roșu. Deci clădirile arată identic. Pentru că dreptul la educație trebuie să fie egal. Atunci când oamenii termină școală, pot stă de vorbă în sat și în oraș cu aceeași valori sau cu aceeași putere de inteligență și de educație. Pot avea niște discuții coerente. Noi astăzi, dacă avem o discuție mâine cu niște prieteni, unul vorbește de niște lucruri, noi vorbim de niște lucruri și la sfârșit ori ne certăm, ori nimeni n-a rămas cu nimic. Pentru că avem educații diferite. Unii mai buni pe o parte, alții mai buni pe cealaltă parte. O să te iubească mai mult ceea tu că ai zis comunism. Că sunt foarte... Comunism. Nu ai resursa umană în școală, mama este profă de matematică după 28 de ani de învățământ, are un salariu super minim, nu se bagă nimeni în învățământ. Da, asta e evident parte din ce zicea și Omid, că așa ții educația proastă, ei niște... Adică ții toți oamenii care sunt parte a sistemului să nu vrea nimeni să fie parte a sistemului, gen. Știi? Da. Dar suntem întregime de acord cu tine și chiar mă bucur. Dacă vreau să întreb cum ai vedea tu o schimbare, adică care... Ok, la nivelul la care putem fiecare să o facem. Chiar sunt curios. Cum... Fiecare noi ca cetățeni? Cum da? Cum ai vedea tu? Ca cetățean ai două lucruri de făcut. În primul rând să fii un om, să încerci să poluezi, să afectezi în rău cât mai puțin în jurul tău. Asta e o chestie emoțională, morală și ce vrei tu. Dar să votăm. Să votăm și să nu pierdem speranță. Asta este cel mai important lucru. Adică să nu ajungem să zicem, băi, l-am votat pe Exulescu, a ieșit prost, eu nu mai cred în vot. Pentru că oricine spune chestia asta e un mare prost. E un prost care n-a trăit în țări unde nu ai dreptul la vot. True. Și atunci nimeni, din păcate e un prost care a ajuns prost pentru că la școală nimeni niciodată nu i-a spus că neprezența la vot e un vot în sine. Cel care domină procentele va avea un procent mai mare pentru că tu nu te-ai dus la vot. Și problema nu e că știi că cine va câștiga, că și de multe ori știi cine va câștiga, că știi campaniile, știi cine duce mai bine. Dar una este să câștigi tanda pe manda, cum câștiga americanii și îi dârdâie curul până la sfârșitul mandatului, mai puțin Trump. Și altul este să intri în post șmecher, tat. Am avut 80% voturi, pe mine nu mă da nimeni jos. Atunci ai un start greșit în mandatul tău. Și atunci, responsabilitatea poporului este tocmai aia nemulțumiți să voteze contra cu așa, încât cel care de sigur va câștiga să câștige cu un vot cât mai puțin câștigător. În România nu trebuie să câștigi 60-70% ce se câștigă. În România trebuie să câștigi 50,01%. True. Dar greu. Atunci poți să ții în frâile să ții un politician. Când are 50,01. Da, cred 70% și mai e și votat din pușcărie. Asta vă mai zic, măi, nu știu unde a fost, într-un oraș de ăsta. În Brașov. A fost în... Nu, în Baia Mare. Baia Mare. Baia Mare. Da, bine, începea la 83 și era la Pârnaie și eram how did this happen? Da. Mă duc o secundă până la baie, să mai las o secundă cu chat-ul. Uite ce părere ai de NFT-uri. Bă, da, asta cu NFT-uri. Hai că să vorbim despre NFT-uri. Bă, nu știu nimic. Adică mi-a explicat un prieten acum o săptămână și cel mai mișto lucru despre NFT mi se pare cum se numește. Într-o conversație cu niște oameni să zici, bă, mă gândeam să fac niște NFT-uri, sună foarte bine, zic că sunt droguri. Mi se pare că, uite, un alt prieten mi-a dat o părere foarte relevantă. Mi se pare că unii oameni dau șpăci altor oameni. Adică, dacă vreau să fiu un pic cu conspirații, ăștia care mută milioane, zeci de milioane pe o poză cu maimuță și așa mai departe, repet, ca și conspirație, mi se pare că dau, de fapt, niște șpăci unii altora. Asta unul, așa, ca și conspirație. Doi, mi se pare că se fixează valori pe, la fel ca și criptomonede, de altfel ceva despre care nu mă pricep, dar vreau să vorbesc și despre asta. Treaba asta cu NFT-urile mi se pare că se fixează, se creează monede, da? Încercăm să... Da, mi s-a părut foarte tare că sună foarte mișto, deci nu știu nimic despre asta. Dar lasă că duc eu înainte de povestea asta. Mi se pare că se fixează niște valori pe anumite lucruri. Pe lucruri. În general, lucrurile valorează. Acum, părerea mea legat de tot ce înseamnă povestea asta cu criptomonede și NFT-uri și toate astea este un lucru. Ok, e prezentul și e viitorul și așa mai departe. Dar eu am o mare problemă cu treaba asta. Îmi devalorizează mie munca. Pentru că noi am învățat să facem o meserie, să lucrăm pe niște proiecte care valorează X. Iau niște bani ca să proiectez o casă care va fi gata într-un an, 2-3. Și în momentul în care pur și simplu, mă rog, vorbesc despre situațiile de pur și simplu sau amatorii care intră și dau $100 și fac milioane de euro și așa mai departe, pe mine nu mă afectează ca om. Dar îmi devalorizează munca respectivă pe niște mii de euro pe care trebuie să-mi fac calculele, să fac un business plan, să fac niște lucruri încât să pot să țin și pe colegii mei și toată lumea să fie mulțumit, pe niște sume infime și o muncă fizică foarte mare. Și desigur, oricine poate să-mi zică, bă, dar de ce nu faci și tu? Pot să și fac. În continuare îmi devalorizează. Și eu dacă fac criptomonede mâine și fac milioane de euro, în continuare îmi devalorizez mie muncă și meseria. Eu, pe al meu. Adică nu e vorba de cine o face, cine nu o face. Este vorba că există un mecanism care face ca munca mea să valoreze banii pe care încasez în ce în ce mai puțin. Și asta este problema mea cu criptomonede. Îmi doresc să fac și eu sunt un om care îi place să aibă bani, să facă lucruri cu bani. Nu. Ain't nothing wrong with that. Mănânc căhat un pic aici. Eu am și o fobie asupra banilor, dar mai vorbim despre asta altădată. Nu-mi plac banii. Îmi place să-i cheltuiesc, dar nu-mi place să-i fac. Same, sincer. Same. Și mie la fel. Adică... Eu nu vreau bani, dar vreau gen stuffs sau vreau să fac chestii genul să mă duc să văd o țară sau să-mi fac o casă la munte. Eu vreau să-i cheltuiesc, dar nu vreau să-i fac. Am o panică, o fobie asupra încasării. Eu îmi încasez foarte greu banii. Eu nu-mi cer clienților banii pe care o să mi-i da decât după ani de zile. Eu am facturi făcute acum 2-3 ani pe care le încasez acum. Am niște situații de asta grave pentru businessul meu, dar îmi place să-i cheltuiesc. Adică dacă aș avea opțiune să fac bani dintr-un ecran care aș face. Aminai. Dar să nu-i cer cuiva, să îi încasez. Păi nu te oprește nimeni, pui pe NFT-ul și... Nu știu, dar zic ce să pun. Te învăț. Serios? Din păcate. Da? Mamă. Este absolut super hard cu Aris. Mai zine o dată, pentru cine a intrat acum. Te lasă, că venim, ne vedem. Mai zi o dată. Ce? De Harorac. Unde-i trebuie? Ah! Așa, deci în primul rând cofetăria, dar brandul se numește Kohne, caută acolo K-O-H-N-E, tot pe Instagram. Dacă îi dați și follow pe Kohne, o să facă pe el și o să mă sună, bă, nu știu ce să, cu capa, cu C mic. Asta, primul. Deci dacă îi dați follow lui Victor pe Kohne, o să facă pe el în țara asta. Haideți, prieteni, că sunteți 200 ceva de oameni. Da, ce voi, ce ceva. Bă, da, serios, ar fi, deci ar muri de... Și acum l-am făcut, l-am înflorit pe ce Victor. Tare! Dar la McShot nu dați și voi, mă, un follow. De dăm cum să... La Maxchat București. Asta e în arabă. În farsi, în persană. În farsi. Înseamnă da. Veche. Și știi, tot timpul zic, când mă întreabă lumea ce înseamnă Kohne, zic zdranță. Și tot timpul, auleu! Nu, zdranța adică veche, cârpă veche. Și sunt toate personalizate, toate... Bă, dar am și un tricou mișto, mă, stai. Și tari sunt astea! Dacă o dau de asta, mamă, dar Victor, mâncați aș gurata, Victore... Așa, asta este un alt tricou făcut de Kohne, de Victor. Ce tare ai e ăsta? Ăsta, da. Dați-i un follow lui Victor pe Kohne, dar dați și la Maxchat, tot insist. Îi dăm, cum să nu dăm? Da, la Omid nu dați. Vorbesc foarte serios. Dacă v-ați gândit în țara asta să dați vreun follow lui Omid, nu-i dați. Aoleu, acum spui când ăsta era tot link-ul. Exact. Vali, schimbă și tu link-ul, pune la Maxchat. La Maxchat, da, dați și voi la Maxchat.București. Am băut la cafele aici, băi, vrei? Mai un pic de Și promit, adică puteți să mergeți la cafenea și să-mi dați și mie un mesaj, să ziceți, Omid, sunt la cafenea, pot să am și eu un discount, imediat vorbesc cu băieții. Aoleu, se ducă toți ăștia. Mergeți, mă, mergeți acolo. Omid, sunt la cafenea. Discount. Sunt primul la cafenea. De iar, tu vorbești farsi? Da, bine. Știu, dar aici că ne-am mai fost de la... Vorbești la fel de bine ca acum 14 ani, dar vorbesc. Nice. Am încercat și eu o dată, am vrut să învăț... Arabă, cred că am vrut să învăț, simplă, dar foarte dificil. Dar e diferit, adică eu nu știu arabă, nu... Îmi dau seama, dar zic că am vrut eu să învăț o limbă. Scuze, dar Victor îmi trimite un video, nu știu, risc să-l deschid. Risc să-l deschid fără să... Stai, cred. Dar trebuie să dă unde e aici, așa. De ce mi-a bubuit Instagram-ul? Vă pup amândoi, pa! Omid, te joci pe calculator? Mi-am dorit toată viața mea să mă joc pe calculator, dar... Măi, eu am... Ultimul psiholog la care m-am dus... Tu duci la terapie? Sunt pro-terapie, acum în perioada asta nu mă duc. Eu sunt din aia de... Eu am venit fixat. Dar eu nu pot cu același psiholog multă vreme, adică eu le schimb. Și atunci, până să găsesc pe altul potrivit care să ducă, e greu. Mi-a spus că l-am întrebat și eu am un fel de ADHD și PTSD și toate cele la un loc. Și eu nu am o putere foarte mare de a mă concentra pe lucruri. Cât eram mai tânăr nu puteam să identific chestia asta, dar... Cum poți să-mi spui, n-ai o putere de concentrare? Adică da, știu ca și natura. Știu ca și natura ADHD-ului, că am eu, dar nu chiar așa mult. Că gen date hiperfocusez pe chestii. Dar eu n-am putut să fac școală cum trebuie. Tot timpul am căutat scurtături. Pentru că nu pot... Eu nu pot să dau examene, spre exemplu. Nu pot. Da, pot să învăț. Pot să știu materia, deci uite, să am o materie despre ceva ce știu cel mai bine să fac, da? Mă duc la examen, stau 20 de minute, jumătate oră, plec. Nu pot să dau examen. Știu ce zici. Este cea mai mare problemă din viața. Se întreabă lumea ce de de cad folosești. Rai, mă tăi de Max. Eu folosesc, mă rog, eu n-am mai proiectat de multă vreme fizic eu. Și asta, da, e un subiect că design-ul și, în general, până la un punct este... Design. You design. De la un punct încolo este design management, în care tu trebuie să coordonezi oamenii și din ceea ce fac ei să poți să scoți un produs bun. Eu de câțiva ani bun fac treaba asta, design management, pentru că altfel n-am cum. Eu nu la numărul de proiecte pe care le avem, la timpul pe care am, nu pot să stau să proiectez eu. Și recunosc că n-am mai proiectat de mult, dar noi la birou folosim AutoCAD, SketchUp 3D Max și avem un coleg nou care face niște țăcăneli foarte mare cu Aricat și cu Lumion. Efectiv este fantastic, face niște video, niște chestii foarte mișto. Render-uri. Da, 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 video la nivel de, bă, e next level, adică ce se întâmplă acolo, e real time, e super marfă. Chiar am avut recent... ce nu postești tu să avem și noi să ne uităm? Hă? De ce nu postești tu? Nu puiți să mă la casă. Eu am o mare problemă cu asta, cu postat proiectele. Îți postezi eu, dă-mi. Nu mă, dar am mare problemă. De-aia vreau să fac chestia asta. De fapt, motivul pentru care vreau să renunț la site și să existe doar Instagram-ul, landing page-ul, Instagram este că tocmai cineva să le, fără implicarea mea, să le pună, știi? Pentru că sunt foarte picky. Adică, că nu le pun niciodată. Da, da, nu. Adică eu vreau să pun o poză, stau, le editez, nu știu ce, mă uit și înainte să dau share, fuck it. Te întreba cineva, apropo de cum ziceai, cum rezistai la schițe la facultate 6-8 ore. Eu zoned out. Da, nu. Stăteam, plecam, copiam acasă, veneam înapoi. Eu n-am înțeles cum sunt chestiile astea la voi. Rugam pe cineva să facă în locul meu, nu. Nu am fost desenator niciodată. Dar de pe site-ul Kohne o să putem să comandăm haine sau... Scrieți-i în privat și cu siguranță ce are. Știu că mai are niște mărimi acolo și... Mamă, să puci omul meu, cum adică? Da, nu, face, el e mai picky ca mine, e mai nebun ca mine, adică nu, el face tricourile astea și zice, bă, bro, hai să le pozez eu, hai să le pun. Nu vreau, nu, lasă, nu. Măi, cum nu vrea, că ai 40.000 de followeri, adică dacă ai posta astea, gen... Da, mă, sunt oameni și oameni, mă, astea nu... Și trebuie să-l convingi. Da, uite, vezi... Victor e genul de artist pe care aș putea să-l convinc. Victor e care a făcut și, da, care a făcut și logo-ul. Da. E genul de băiat pe care eu l-aș putea efectiv să-l convinc să facă multe chestii ciudate. Să stea în cap, să da, cu capul de pereți și așa mai departe. Dar dacă vine vorba de munca lui, nu roșu să-l convinc. Adică e un artist care crede foarte mult în ceea ce face el. E foarte bine. Care e foarte bine. Păi nu, în sensul ăsta. Adică el face lucrurile așa. Păi da, tocmai pentru că el crede și lumea zice că-s mișto să... Da, mă, de mișto să fii tare și cât trăiești. Că după ce mor... Păi asta zic. Dacă lumea zice că e mișto, să le promoveze ca să... Na. Uite, lumea zice, chiar n-ai ce face. Da, dă-ți un mesaj acolo și vedeți ce prețuri are. Oricum, e modest, nu sunt... Dar sunt haine de calitate. Eu am un hanorac mare de la el, primul hanorac, pe care efectiv eu acasă stau în hanoracul ăla, nu pentru că ar fi hanorac de casă, dar este cel mai comod hanorac pe care am vreodată. E ceva, eu de dimineață duc copiii la grădiniță numai în hanoracul ăla. Oamenii aia cred că după eu nu mă spăl. Ai ziua că te speli. Da, mă, m-am spălat de 3 ori. Știi canalul, mamă, nu Tiny House, se cheamă cumva, ce lapsus am să mor acum. Never Too Small. Nu, dar nici nu. Bă, o să lungim discuția foarte mult, dar eu mai am un aspect. Mie nu să zic că asta e ciudat. Nu sunt atât de pasionat de design și de arhitectură pe cât ar trebui să fiu. Nu cred că există un ar trebui. Am foarte multe momente destul de frecvente în care mie nu-mi place meseria mea. Nu-mi place. Interesting. Mai zice. Nu, da, asta zic. Bun, nu vreau să intru aici, dar o să intru. Dacă, repet, dacă nu vrei, nu trebuie. Nu vreau să intru în sensul despre... ar fi al... Păi, mie nu-mi place meseria mea. Punct. Asta e o realitate. Weird. Da. Știu să o fac, că am învățat să o fac. Și am și poate și talent. Dar mie nu-mi place meseria mea. Nu sunt atât fan de arhitectura și de design pe cât unul în locul meu ar fi. Nu-mi place ce fac. Mostly. Dar, iarăși, nu vreau să sune stupid, pentru că îmi petrec foarte mult timp făcând ceea ce fac. Dar e meseria mea. Eu nu sunt într-o misiune în arhitectură, spre exemplu, aproape de sau design. Nu sunt. Eu fac pentru că am învățat să fac o treabă destul de bună pentru un om care nu e pasionat de chestii. Yes. Acum, o să dă logout, logout. Nu, doar te întreb lumea ce ai făcut dacă nu făceai arhitectura. Nu o să zic că nu e bun, stai liniștit. Categoric aș fi invitat, probabil aș fi fost ori un super director de un mare ONG, ori aș fi făcut un ONG de preferat și aș fi fost, aș fi salvat vieți, asta este pasionat. Deci eu, dacă aș putea să salvez vieți, și nu mă refer tehnic ca medic neapărat, să ajung, să ajut oamenii. Să v-ai ajutat oamenii. Nu, nu. În sensul de... Sigur, dar nevoia umanitară, eu aș apela la un medic și aș crea condițiile în care un medic să salveze o viață. Dar eu, pentru mine să ajut oamenii este cel mai mare drog pe care aș putea să consum. Îmi dau o endorfină incomparabilă cu absolut orice. De ce nu? Motiv pentru care am ajuns la concluzie că e o chestie foarte egoistă, dar cât timp scopul acolo e super ok. Dar o fac pentru mine pentru că mă umplă de energie, efectiv. Și fac, adică n-am curajul să, adică n-am avut ani de zile curajul să înființez un ONG sau asociație, m-am implicat în cam toate astea mari care există. Am construit casa pentru Adriana cu 8 copii, am pornit-o acum 3 ani, a mers mai greu decât mă așteptam, nu datorită banilor, ci alte probleme pe care au apărut în timpul construcției. Deci Adriana e mutată în casa ei cu copiii ei. Ne-am uitat și la asta. Începem proiectul în ultimul sezon în care ai venit. Da, începem proiectul Familia Melinte. Băi, n-am vorbit despre Inside Academy. Cursurile de design interior pe care l-am cu Alina Vâlcu. Amin, eu ți-am zis să zici ce vrei. Suntem în ediția a 9-a. Unde găsim? InsideAcademy.ro. Băi, este ceva, asta e unic, asta e fucking unic, adică nu există asemenea produs în piață. Și nu o spun eu, o spun oamenii care au făcut și cursul ăsta și alte cursuri. Majoritatea dintre cursanți, majoritatea sau o parte dintre ei, în ultima ediție plâng când se termină. Este un curs non-formal de design interior, are 2 ediții pe an de cursul general și o ediție de Inside Pro 1. Copilării, conferința spațiului. Așa, e cu scroll, dacă dai pe sistemul ăla vechi. Ah, ce tare, ok. Uite, și grafica aici este. Nu cred, te-ai tu tânăr? Da, acum câțiva ani, acum 4 ani. Live. Și toți cursanții care vin la noi... Alina Vălcu este de la Visuri la Cheie. Ah, ok. Ah, ok. Majoritatea dintre cursanți... dacă sunt online. Anul trecut și acum a fost online datorită din cauza pandemiei. Anul ăsta o să reluăm cursul fizic, prima ediție, și a doua ediție probabil va fi online. Trebuie să mă scriu și eu. Sunt locuri foarte limitate pentru că altfel nu putem să ne ocupăm de ei. Sunt 12 module în 3 luni, adică o dată pe săptămână de la 5 la 9. Sau la 10. Și la sfârșit fiecare cursant are propriul proiect. Uite, astea sunt proiectele cursanților. Și... să-mi refac site-ul? Te rog. Dar ce, nu se deschid? Sau? Nu. Probabil nu sunt cu deschis. Sunt doar... Ba da, da, ia de slow. Asta că le facem. Adică ți le fac ăștia oricum sunt turbați, îi lași pe vali, îți face... Da, nu, e făcut de un băiat. La un moment dat la... Și... ce vreau să zic legat de cursul ăsta este că dincolo de design interior și e modul prin care noi trecem prin cursul ăsta. Bă, nu e academic deloc. Adică e un... Cred că asta e cel mai bun lucru la el. Deci, așa cum am vorbit eu în seara asta, așa se desfășoară un modul de la Inside Academy. Foarte bine. Doar că subiectul este design interior și tu înveți lucruri din experiența noastră, din greșelile noastre și tu ai produsul final, informația finală. Și... foarte mulți oameni au valori în comun cu noi, adică sunt oameni care, băi, pentru că noi nu suntem designerii aia din piață care doar fac design interior, noi suntem oamenii aia care suntem implicați și în proiecte umanitare și așa mai departe. Și anul trecut am avut un cursant, cel mai tânăr cursant, avea 15 ani, nu trebuie să fii arhitect sau designer, apropo, să te înscrii la curs, este non-formal, am avut judecători, jandarmi, medici, epidemiolog, am avut de toate, economiști și așa mai departe. Și... anul trecut am avut cel mai tânăr cursant, Ștefan Dobre, care are acum 16 ani, avea 15 ani atunci. Și Ștefan a venit anul ăsta, eu eram aproape gata cu proiectul Casei Adriane și mi-a dat un mail cu un caz, cu povestea unei familii. Mă, îți recunosc că o lună n-am deschis mail-ul de frică, pentru că eram atât sătul de proiectul Casei Adriane cu toate problemele, încât am zis, fac o pauză, respir și văd care e următorul proiect. După vreo lună de rușine am deschis mail-ul. Când am citit povestea și toate cele, ai zis, aaa. Am zis, fac eu. Am făcut și niște combinații, trebuia să fac un brad la Festivalul Brazilor de Crăciun. Eu îl licitez acolo și cam cel care vinde cel mai mult. Dar asta am vândut cu 110.000 de euro bradul. Unu? Da, pentru salvați copii. Nice. Acum 2 ani am vândut cu 180.000 de euro un brad. Banii se duc pentru educație, pentru copii vulnerabili. Super. Și am citit în foaia, tot scria, domne, adu bradul, n-aveam nimic. Eu de 3 ani de zile zic că nu mai fac brad, nu mai fac brad. Îi ajut cu organizarea, am fost în comitetul de organizare, ei fac tot ce trebuie, dar nu mai vreau situația aia în care eu să prezint un brad. Și nu pot să refuz în fiecare. Și în anul ăsta am zis că fac și după aia nu știam ce să fac. Și mă rog, am deschis întâmplător mail-ul lui Ștefan de rușine, zic să citesc povestea, ma, dezastru. O femeie cu 8 copii, premiați la școală, bătută an de rând, zi de zi, de bărbatul cioban, până a făcut tetrapareză. Tetraplegie. Nu, doctor. Și a rămas de aici în jos să tără. A făcut paraplegie. Paraplegia. Și m-am gândit, eu zic, mă, ce fac să... Că nu, cazul ăsta, am deschis mail-ul, trebuie să îi construim o casă. Nu există. Și la mine nu există, du-te înapoi. Și zic, vine și festivalul, dar nu pot să le fac pe toate. Ce naiba se întâmplă, Omid? Și eram, țin minte, eram într-o dimineață, bă, eram foarte mahmur. Bă, eram ca cap pe mine de mahmur. Eram mort. Și mă pun așa pe la prânz în pat să dorm, copiii erau la socrii mei. Și îmi vin idei în cap. Aveam o săptămână până la Festivalul Brazil. Și zic, fii atent ce facem. Mergem, filmăm familia. Noi la Inside Academy am avut deja peste 200 de cursanți. Cursanți din diverse domenii. Fiecare e bun la ceva, fiecare are o afacere, fiecare se ocupă cu ceva. 200 de oameni, peste 200 de oameni, care fiecare e dintr-un domeniu, tu poți să construiești o casă pentru o familie, uitați. Fiecare, dacă face un fundraising lângă prieteni și toți cred în valorile noastre. Zic, dar cum leg chestia asta de Festivalul Brazilor? Fac un brad clasic, pentru că acolo la festival toți vin cu un scaun rotit, cu un nu știu ce, niciunul nu vine cu un brad, frate. Acum au început să mai vină. Facem un brad clasic, pe care nu o facem noi. Face o doamnă floristă, că nu avem timp să ne ocupăm noi la ala și oricum o face mai bine. Da. Bun. Facem cheta, o plătim. Așa. Mergem, filmăm familie. Și în timpul festivalului, când îmi vine mie rândul, dăm pe proiector povestea familiei. Povestea lui Ștefan, acest copil la 15 ani, care s-a gândit că ar putea să construiască o casă pentru familie, de lângă Bacău. Și dacă acel copil ar vedea la 15 ani că poate, ăla peste niște ani, mai mult ca sigur, este un ONG care schimbă lumea. Bă, eu sunt pe Ștefan, zic, gata, bros, facem casă. Pe cum că... N-ai treabă. Tu trebuie să stai lângă mine să înveți ce faci. L-am dus și la festival. A venit rândul, ne-am dus pe scenă, am dat filmul, am arătat filmul și am zis, bă, care-i deal-ul? Toată lumea era cu vârstă. Ce se întâmplă? Festivalul Brazilor? Care treabă cu familia aia? Care-i șmecheie? Și am zis, oameni buni, stop joc. Noi, Inside Academy, construim pe fonduri proprii, pe fundraising-ul nostru, o familie, o casă pentru familia asta, pe care ați văzut că sărăcii au nevoie. În schimb, cerem de la voi să investiți în educația mediului vulnerabil, ca asemenea situații să existe în ce în ce mai puțin în societatea în care trăim. Începe jocul. Noi construim o casă, voi investiți în educație. E un târg. Care începe primul? Penultimul brad, cel mai scump, se văduse cu vreo 40.000 de euro. Iar eu nu aveam timp că era lockdown, că trebuia să închidem. Deja, da. La 9 trebuia să închidem și era deja 10. Deci stăteau pompierii la ușă, toată lumea, hai să se termine, hai să... Și am început. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Am ajuns la 110.000, cei de la Kaufland, care îi mulțumesc super mult. Sigur nu e cineva de la Kaufland, dar îi mulțumesc. Mai că mai avocatul lor, deci. A, îi mulțumesc. Dacă mai aveam 10 minute, ajungeam la 200.000. Insane. Timp n-a fost. Deci, ei au investit în educație pentru copii vulnerabili. Noi construim casa pentru familie. Măi, vreau să văd casa. Filmați-o și voi. Rog eu frumos, filmați-o și voi când o faceți, să vedem. Păi da, vrem să facem. Și să-l vedem și pe... Trebuie să-l chemăm și pe Ștefan. Facem la tine la cafenea. La McShot, dați acolo follow că vă distrug. Și... Doamne, nu-i distrugem. Dați, vă rog frumos, un follow la maxchat.bucarest. Dar vreau, chiar vreau să facem și cu Ștefan, să vorbim, să ne arate desenele, să ne povestească designul pe care îl face. Ți-ai zis că și eu am încercat, ai văzut, gen, sunt mulți copii care vor să facă arhitectură și design și sunt super pierți pe chestia asta. Da, așa, și încă o chestie pe care, de la care eu ies la câștig în toată combinația, că de fapt eu câștig în toată povestea asta, este că vom construi casa asta cu cursanții de la Inside Academy și va fi un curs practic. Hai de mine că spui câștigi, deci spui asta cu, și eu câștig, adică da, înțeleg ce vrei să spui și e fair ce spui. Dar are, știi, o conotație de asta când zici în society, ok, și eu câștig, pare că așa îmi faci o schemă, gen, faci o combinație. Dar eu fac o combinație. Da, men, dar nu e combinație în sensul clasic. Dacă nu era combinație, o făcea oricine. Păi nu, eu zici că faci o combinație, gen că tragi tu pe dreapta ceva, nu că gen câștigi. Păi trag pe dreapta, uite, NFT-uri, dar astea sunt NFT-urile mele. Trag pe dreapta ceva. Faptul că te simți bine, că man. De unde știi că poate eu toate lucrurile astea, combinațiile astea ale mele, într-o zi le fac un NFT și scot banii de pe ele? Păi da, dar ai făcut niște lucruri clare, asta ți-ai dat tot țeapă. N-am dat țeapă, stai mă, combinațiile. Asta e diferența, asta e diferența. Că ce te întrebai cu NFT-urile, sunt mulți care intri pe Fiverr, dai $100, îți face cineva pe calculator 4.000 de poze cu maimuțe, tu le pui, cumpără lumea și pe aia tu dispari cu el. Da, știi, asta e diferența. Apropo de țeapă, m-am dus la festivalul Brașov. Te întreba cineva, săracu turbat, dacă trebuie să te pricepi la desenez de la arhitectură. Nu, eu nu desenez. Dar sigur, în România trebuie să faci meditație într-adevăr la desen ca să poți să dai admitere. Dar eu eram pe locurile de străini. Nu desenez. Iar astăzi e mult mai, calculatorul ajută mai mult. Dar nu, deci... Trebuie să știi să desenezi ca să faci facultate de arhitectură, să intri la facultate de arhitectură, dar nu trebuie să desenezi ca să fii un arhitect. Neapărat. Poți să faci pe calculator și ok. Festivalul Bragilor se întâmplă în două etape în seara de gala. Silent auction, în care e un fel de cocktail, oamenii se duc și notează sub fiecare brad cât donează, cu cât licitează. Și primii, nu știu câte brazi cu cele mai mari prețuri deja de la Silent Auction trec la... licitație cu strigare. La masă, mănâncă lumea, bea lumea și ridică... Ca la nuntă. Ca la nuntă. Important este să pleci cu cea mai mare sumă. Că... Și lumea nu prea scrie acolo, că toată lumea vrea show. Vrea să ajungă acolo, să se vadă cine a ridicat. Dacă tot au bani. Amin, da, la sumele astea. Ajung eu la Silent Auction și văd acolo că scrisese cineva sub bradul nostru 3.000 de euro. Mă, zic, bravo. E bine, avem un start, sigur intrăm. 3.000 de euro, intri. Vin cei de la Kaufland, pe care îi cunosc, că au mai cumpărat braza, am o relație foarte bună cu ei, nu știu ce. Se uită la brade, îi povestesc despre ce e vorba, mamă, ce tare, zice, o să licităm. Și se duce Cati, maica Teresa Kauflandului, CSR, se duce și se uită și zice, a, văd că cineva licita cu 3.000. La care eu... Nu. Și iau pixul și scriu Alex Niculescu, numele unui prieten care nu era acolo. Scriu, nu știu, 6.000 de euro. Și se uită așa Cati la mine. Păi, dar și noi licităm. 8.000 de euro. Pentru că eu am simțit că ea urma să noteze și doar că nu vreau la 3.000. Am scris eu 6.000 din partea unui prieten. Acum... Săracul dacă câștigai. Am avut, de-a lungul meu, am făcut jocul asta foarte periculos. Dar eu am prieteni care, dacă îi sun și îi spun, băi, vezi că am licitat în numele tău și 6.000 de euro. Și o să zic că să te fut în gură, asta e, dăm factură. Dar pentru că ce faci, asta zic e... Come on, e... Îmi place Twitch-ul ăsta, n-am vorbit atât de urât în mediul public în viața mea. Toată lumea zice asta, asta am zis și eu, că e super aditiv, că stai și na-ți faci... Poate mai scoateți niște caturi din asta și mă când Omid spune te putem... Noule. Doamne, fește, fac pun pe internet, nu o să vorbești urât niciodată. A făcut blaf la licitație, măi, sincer, le-a dat gherlă. A mai făcut blafuri din asta la licitații umanitare, Doamne, Doamne. A, uite, te întreba prietenul nostru Cristi, zice că faci doctoratul cu tema Business Models in the Non-Profit Sector, dacă poți să dea un mesaj să te întrebe niște chestii. Sigur. Bine, dă-i Cristi. Întreabă Ana Constant. Deci mâine dimineața la ce oră la McShot? Mâine, în weekend, azi am avut un scandal cu prietenii, că, domne, că în weekend deschidem la 9. Și zic, bă, dar nu e ciudat să deschizi cafenea la 9? Și după aia mi-a dat 1000 de print screen-uri cu toate cafenele din oraș, care în weekend se deschid la 9. Deci se pare că eu știu ceva. Da, începând cu ora 9. Și puteți să ziceți acolo că ați venit, că ați văzut la podcast. Când dau doctoratul eu sau Omid? Eu niciodată. Nici eu niciodată. Soția mea e doctor în arhitectură. N-ajunge, nu. E more than enough. Ai, o bași pe aia, zici, uite, eu nu... Da, pe da, eu oricum, nu, de aia e hipercalificată, e suficient, nu e... De chiar cum e dinamica asta între voi? E singura intelectuală din familia mea și familia ei. Eu sunt foarte curios cum e dinamica asta între voi, tu care zici, mie nu-mi place asta și ea care e fiartă pe asta. Că e clar că e fiartă dacă a făcut doctoratul și... Băi, știi care e faza? Nu e neapărat despre doctorat, slavă Domnului. În sensul România. Că e foarte... Nu, în sensul că e ea clar pasionată. Da, nu, da, avem... Știi care e faza? Toată lumea zice, bă, dar voi lucrați împreună, dar e bine? Nu e bine că, na, să vă certați, nu știu ce. Băi, nu vreau să zic că lucrăm împreună și e perfect și nu ne certăm. Ne certăm. Toată lumea se încearcă, că man. Eu la birou sunt altul decât eu acasă. Dar funcționează. Deci noi, eu și Ilinca, prima dată în viața noastră, cred că ne-am certat real, de când au apărut copii. Inevitabil. Adică, până atunci, noi nu ne-am certat niciodată. O viață în care nu ne certăm. Dar și certurile astea sunt... Mie, dar e normal, lumea se certă. Bă, dar... Cred că, ca la criptomonede, știi? Cade prețul, adică ca să simți ce se întâmplă. Da, că dacă nu ar fi în timp. Certuri de-astea care termină gen lumea vorbește și știi de-i talk it out și există niște așa, e una. Certuri de-alea stupide, gen de ce mi-ai luat pe toată din și gen sunt doar certuri. Eu mi-am dat seama că deci Alberta atunci au început și la noi. Da, pe da. Eu mi-am dat seama că la următoarea casă trebuie să am oricât de mic dressing-ul meu ca să fie hainele aruncate fix cum vreau eu. Pentru că problema nu e că am o soție care mai nou este obsesiv, compulsiv și adună tot. Problema e că nu mai găsesc hainele. Și că ea nu face ordine, ea le îndeasă sub ceva în spatele perdelelor și așa mai. Și a zis că, da, nu, e viața, mă, trebuie să existe ca să știi să te bucuri de viață, că altfel nu... Understand. Uite aici, întrebare periculoasă, dacă pui laptele în cereale primele sau cereale... Dacă pui laptele sau cereale primele. Eu nu beau lapte, nu mănânc cereale. Deloc? Nu, deloc. Poate, uneori mi se face poftă când văd pe alții cum filme și așa. Lapte niciodată, lactate, brânzeturi și astea nu pot. Da, brânză mor, eu fără brânză mor. Am văzut, dar într-o emisiune că ai luat brânza aia. Da, atunci când ați fost că era foarte ce ai luat brânza. Deci fără brânză eu mor, efectiv. Și nu orice brânză. Telemea de oaie veche, sărată. Da. Dar lapte nu beau, nu. Cred că de lene nu beau, nu știu. Măi, nu înțeleg. Cum adică de lene? De lene nu beau lapte. Mi se pare complicat să bei, bă, nu știu. Cum adică, măi, să fie cum? Dacă mănânci cereale, faci pui apă peste cereale, come on. Nu mănânc cereale, îmi pare că mi-e lene să mănânc. N-ai măcar nici... Măi, îți fac eu perfuzie, îți pun branulă, dar să duci lingurița aia de multe ori să încerci să te concentrezi, să nu curgă și toate cele, e mai... E complicat. Și atunci ce mănânci? Care e mâncarea ta preferată? Bă, sunt pofticios, mănânc de toate. Am fost educat ca atare, nu am... Care îți place cel mai mult? Trebuie să ai o mâncare, tot mai are o mâncare preferată, like a comfort food. Da, dar sunt într-o zonă ciudată pentru că de ceva vreme sunt pseudo-vegetarian. Zic pseudo pentru că nu e nici religios, nici așa, mănânc carne, dar mănânc, nu știu, o dată pe lună sau două într-o ocazie specială. Și o dată, doar că mănânc, na, des o dată pe zi sau o dată alteva zile. Păi da, e o mare diferență. Zic care-i mâncarea eu la fel. Eu la fel în sensul că... Eu nu mănânc carne, nu comand mâncare cu carne. Păi atunci ești vegetarian. Da, dar în anumite ocazii... Nu știu. A, ok, în sensul că nu ești de la fiert, am înțeles. I-am scos-o din atunci meniu. Okay. Atunci nu e la fel. Eu părul roci, că nu sunt. Da. Și atunci mi s-a schimbat cumva aspectul ăsta asupra mâncărilor. Sunt fan mâncare iraniană pe care de puțin ori am șansa să o mănânc. Îmi place și shawarma, uite, îmi place. Nu există în Iran shawarma, e o chestie pe care mi-am descoperit în România. Îmi place burgerul, îmi place multe mâncăruri. N-am reușit, uite, apropo de mâncare, în atâția ani n-am reușit nici măcar să încerc șorici. N-am reușit. N-ai pierdut nimic. Bă, n-am reușit, adică am încercat să încerc, n-am reușit. Piftie, am gustat o singură dată de la mama lui Alex, care gătește excepțional și face altfel de piftie. Am gustat, n-am mâncat frecvent sau ceva. Și mănânc de toate, mănânc și pizza, mănânc și... Bă, da, România nu e o țară cu, chiar cu multitudine de mâncare, adică ori e libanez, ori e italienesc. Păi la noi majoritatea mâncărilor sunt luate în altă parte. Micii sunt mâncare turcească. Care respectiv sunt din Iran, da. Sunt kebaburile alea așa, da. Sarmalele la fel, tot așa, tot ciorbele, de ciorbă, cuvântul ciorbă e turcesc, musacaua și tocărințele sunt mai mult grecești, adică na. Da. Da, mănânc orice, adică nu sunt un om pretențios, dar sunt pofticios, adică mănânc orice. Trebuie să-ți pun o întrebare controversată, că o să fie o discuție după aia. Nu sunt gay. Cum? Ce? Nu. Nu, era, asta era o întrebare, să-i... E și mai rău. It gets worse. Întrebarea este cum e Dragoș Bucur ca persoană, că nu în emisiune ni s-a părut, ce nu, we don't like him, let's be honest, we don't like him. Păi da, bă, dar you don't like him că a fost și pandemia și toate cele. Nu. Aia eu am aflat după. Eu nu mai stau pe Facebook și nu văzem postarea aia. Da, după aia, sure. Am avut o problemă și cu asta. De gen, el așa apare, gen, nu știu. Băi, Dragoș Bucur este definiția mea pentru el, este un om foarte fair. Adică asta e printre oamenii cei mai fair. Și când zic fair, nu mă refer la socoteală cu banii și așa, mă refer la modul în care el privește viața. Nu pot să fac acum descrierea lui Dragoș Bucur aici, dar îmi este prieten și probabil sunt printre puținii din cadrul emisiunii care m-am împrietenit cu el. Chiar existau, la un moment dat, facea la început de tot, cred că era prima sau a doua oară când autocarul ăla și facea: bă, zice, eu n-am de asta cu prieteni cu asta, că la mine vine familia, sormea și familia așa, și de Crăciun nu vin prieteni. Și zic, bă, o să vezi că noi să fim prieteni. Da, nu cred că nu știu ce. Și mi-e prieten. Și mi-e prieten nu pentru că am vrut să fiu prieten cu Dragoș Bucur, că nici nu știam cine e el și așa mai departe. Îmi este prieten pentru că îmi place de fairness-ul lui, de echilibrul lui, el fiind un om nu foarte echilibrat de altfel, dar are un mod de a... e foarte complex. Îmi place că dacă aș vorbi cu el despre ceva ce nu sunt de acord, aș putea să am o discuție de lungă durată cu el și să îi dau dreptate la punctul lui de vedere. E foarte greu fenomenul. Dar el e ca în emisiune sau e gen la... El e în emisiune, chiar e ca în emisiune, dar ideea este în felul următor, că el este genul de om. De fapt, de fapt, oamenii în general care nu sunt ca el, predominant în colectiv, este greu să te contrazici cu cineva, pentru că te-a prins și zici, bă, tu n-ai dreptate, eu am dreptate și așa. Eu, în ceea ce spune el, în care, ca rezultat, nu sunt de acord cu el, întotdeauna găsesc lucruri cu care sunt de acord, pentru că are un punct de vedere foarte relevant. Foarte relevant. Și cu pandemia, și cu nepandemia. Eu, uite, apropo de chestia asta, că m-a tot întrebat lumea, domne, dar ce, că asta, că a scris și a scris și așa mai departe. Dacă dați pe Facebook-ul meu scroll, o să ajungeți la momentul în care el a făcut acea declarație, în care eu, care nu fac polemici pe internet, am avut o chestie extrem de lungă Și unul dintre motivele pentru care mi-am permis să fie atât de lungă era să filtrez, să nu citească cine nu trebuie. Pentru că sunt puțini oameni care au răbdarea să citească texte lungi. Și am scris acolo și am definit-o ca fiind gândurile mele și nu neapărat judecata mea asupra cuiva sau ceva. Și acolo eu cred că am reușit să descriu situația respectivă, care pare să fie chiar ușor fenomen pentru societatea românească în momentul respectiv. Are flair-ul asta în care orice ar scoate din gură devine controvers sau o problemă sau lauda sau ceva. Deci eu pot să rup planeta în două și mă laudă 15 oameni, Dragoș Bucur poate să mute masa asta și aplaudă toată țara întreagă, după aia îl și înjură, dar după aia iar îl aplaudă. Adică asta iarăși e un talent. Deci el emană o energie pe care pur și simplu publicul îl vrea. El e un om, e motiv pentru care e și un om ușor dificil de lucrat cu el, dar tot timpul e prima, a doua opțiune pentru multe proiecte. Pentru că este un om care emană chestia asta. E mișto. E un om foarte mișto. Și mie e un prieten drag și, repet, și atunci când nu sunt de acord cu el, învăț lucrurile de el. Cel mai diplomat răspuns. Vă distrugeam dacă scriați ceva. Chiar vă distrugeam. Bă, da. Eu n-am văzut în viața mea un om care are o emisiune, un podcast, o ceva, cu asemenea relație cu publicul lui. Bă, vă rup în două. Nu, dar eu știu ce voiau să scrie, că... Da, mă, nu, scrieți, că nu e tata lui. N-are absolut deloc treabă chestia cu pandemia. Adică, sure, we don't like him for that, dar n-are treabă cu aia. O să zic dacă vrei și cum... Problema e că nu pot să mint și dacă zic o chestie interesantă. Mi se pare că are de multe ori niște take-uri care sunt, nu știu, uneori fie misogine, fie gen sunt așa, gen pare că, nu știu, se exacerbează importanța în spațiu. Probabil și datorită internetului, mișcările de masă sunt mult mai masive în ultimii ani. Și el este genul de om care când planeta pur și simplu o ia într-o direcție, el zice, bă, hop, stai o secundă. Nu că sunt contra, că și textul ăla scurt pe care a scris-o el nu era contra că n-ar exista și așa mai departe. Dar el pune în lumină... Da, e un social responsibility, adică nu mi se pare că e... Da, dar aici e un fenomen, chiar n-aș vrea să intrăm în zona asta, dar el este genul de om care identifică din punctul lui de vedere exagerarea într-un movement din asta spontană și prea pe vibe. Pentru că e prea pe vibe. Acum, contradicția mea cu el este că planeta niciodată nu o să găsească echilibru dintr-o mișcare. Planeta o să se ducă din extrema asta, în extrema asta, ca să identifice mijlocul. Sure. Tu nu poți identifica mijlocul fără să ai cele două extreme. Clar. Și încerc în discuții să spun că faptul că lucrurile din extrema asta se duc acum foarte tare și abuziv în extrema asta, pentru mine este un lucru bun, pentru că stabilește o zonă în care eu, un om educat și un om cu echilibru, pot să găsesc middle point-ul. Și pretenția mea de la copiii mei și de la oamenii care se vor obișnui și cu extrema asta este să ajungă ei în sfârșit la acel echilibru. Fair. Dar altfel eu nu pot să zic, eu da, pot să-mi imaginez lumea ideală, dar nu pot să-mi imaginez că lumea mea ideală este cu adevărat ideală, cât nu văd și extrema cealaltă. Clar. Sunt lucruri care se duc... Am și eu de multe discuții asta cu oamenii care sunt, adică și mie mi se pare că de multe ori... Na, trebuie să găsești un echilibru în chestii, chiar dacă unele chestii, na, mai greu de echilibrat. Dacă să-mi spui dacă te rețin. Nu, i-am scris doar în link, ca să știi că n-am murit. Asta e dacă nu vreau să te rețin nicio foarte mult. Oh. Eu, întâmplător, încerc o chestie de vreo 12 zile. Am învățat de la un prieten, mi s-a părut interesant. N-am avut curajul să o fac niciodată, să nu beau alcool 40 de zile. Și viața mea brusc a devenit extrem de plictisitoare. Și e vineri seara și I got nothing to do. Atunci te mai ținem. A, nu, era, nu vreau să neapărat să mai e așa, dar ideea e că pur și simplu nu există nicio perspectivă mai veselă. Măi, mă te-ai distrat cu cum te-ai simțit? Cum te-ai simțit? Da, chiar cum te-ai simțit? Foarte bine, dar asta e evident. Adică dacă vine în continuare să vorbesc și e foarte... oricum, e foarte interesantă povestea asta, cum se desfășoară și relația pe care tu ai cu oamenii ăștia. Adică mie mi se pare pentru prima dată în viața mea, într-o situație de genul asta, că tu îi cunoști pe toți oamenii ăștia. Nu știu, mulți dintre ei, da, știu că... Nu, dar asta este modul pe care... Că am mai fost și la podcast-uri și la tot felul de chestii. Dar, efectiv, am impresia că tu ești într-o sală mare cu mulți oameni pe care chiar dacă cu unii ești mai prieten, cu alții știi din vedere. Excluzesc, salut. Păi fix cam așa e, da. Mi se pare mega wow. 300 de oameni care stau cu mine 3 zile pe săptămână și asta că eu vorbim tot timpul. Uitându-mă la ecranul ăsta am văzut acolo cifrele și este pentru prima dată când văd în viața mea o cifră atât de constantă. Păi iau pentru tine, nu pentru mine. Păi nu, da, nu, adică nu există. Păi da, și pentru mine poate să fie așa și după aia oamenii se mai... Ce trebuie? 2 ore, vineri seară, faci și tu 3 ore. 3 ore, da, ți-am zis că 3 ore în viață mai faci și tu altceva. Bă, da. Efectiv. Dar când te mai prind așa să vorbească cu tine, să te întrebi chestii? Dar ce știu? De ce sunt eu, mă? Nu e că ești tu, dar nu ești tu. Un om pe care îi interesează, adică e interesat să vadă. Da, apropo de asta cu întrebările, da? Eu sunt un om care nu deschid mesajele de la Facebook. Din vari motive. Nici nu mai am Facebook. Din vari motive. Și pe Instagram există mesaje și există mesajele la cu request. Request, da, deci între request. Bun. La un moment dat, nu l-am deschis nici pe ala, așa din când în când mai intram, vedeam acolo. Bă, și recent am avut o psihoză din asta, dacă nu beau, să le deschid ca să nu mai apară acolo cifrele alea. Bă, și am găsit, n-am reușit până în ziua de asta să ajung la capăt. Bă, sute, dacă nu, sute probabil, nu cred că mii, dar n-am ajuns la capăt, de mesaje de vreo 4 ani de zile, pe care Instagram-ul nici nu mi l-a arătat. Și nu apar nici la request acum. Trebuie să dai all, unhide, hide, unhide. Wow. Adică ele se duc la naibă, în gaura neagră. Eu întâmplător am dat de ele. Bă, și erau oameni care îi cunoșteam, care am scris și am scris, bă, iartă-mă, dar a intrat într-un soi de spam, în ceva de... Într-o gaură neagră a mesajelor. Da, oameni care mi scriseseră pentru proiecte, oamenii care mi scriseseră pentru lucruri relevante. 3 ani mai târziu. Hei, gata, am timp acum, măi, săraci. Da. Bine, măcar ți-e scrie lumea chestii, mie îmi scrie lumea, dacă ți-ar mesajele mele din request, deci eu am o dezbatere foarte puternică cu mesajele mele din request, dacă să răspund sau nu, că sunt gen de-astea. Uite, fetița mea are nu știu ce, da. Cât costă nu știu ce intervenție. Auzi, cu fetiță, vrei să facem un match să vedem cine are belele mai mari pe... Nu e vorba, dar chestii medicale și eu încerc să le spun. Păi și la mine la fel. Doar că sunt medicale și au nevoie și de bani. Păi și la mine am nevoie, da. Eu aș face, jur, deci unul dintre care mi-l doresc și eu mă bucur, poate convin. Unul dintre care mi-l doresc, eu vreau să fac foarte multă chirurgie plastică, nu vreau să fac estetic. Adică o fac pentru că fac exact cum știu că face. Eu fac estetică pentru că știu și pentru că pays for things. Dar eu vreau să fac chirurgie plastică de aia cu reconstrucții, să stau ore întregi cu lupele. Mi gâleță, mijez, mie îmi place. Nu mai să-l imaginez mie. E sfier. Dar gen nu se face la privat la noi, știi că nu costă și lumea care are nevoie de reconstrucții nu sunt oamenii care au bani, știi ce zic? Și gen, da, asta... Și eu la fel, gen, când văd că de asta, mamă, nu știu cum să-i bag la spital, să le trec ceva într-o foaie, să pot să-i bag, să fac vreo intervenție. L-ați auzit pe timp? L-ați văzut pe timp că a venit. E aici. Te invită cineva la nuntă 3 ani mai târziu, îmi pare rău, acum am văzut. A? Zicea Cristi, că ziceai tu de mesaje, zicea că te invită cineva la nuntă și tu îi zici 3 ani mai târziu, acum am văzut. Da, ce faci, mă, tu ești bătrânică sau ce? Are 10 ani. Nu aș zice că par, dar m-am prins cumva. Se ține bine și face viață. Da. Bine, prieteni. Gata, haideți că lăsăm și pe Omid, se ducă și omul acasă. Ați dat follow la Maxchat? Au dat. Da, follow la Maxchat, că vă rupe băiatul. O să și vin. Cred că vin și o mâineață, sincer. Am un curs de plastică. Nu o să fiu în zona că mă duc cu copiii la cățărat, dar... Am văzut că te duci, ce nice. Mi se pare super nice că ai duci la chestii de-astea. Păi da, ce n-am putut să fac? Și acum să-ți arăt ultimul feature. când termin stream-ul, o să dau raid, gen să trimit oamenii ăștia undeva. Așa. Gen oamenii ăștia pe care știu. O să, ia, vă trimit la Schivo sau vă trimit la Elmo? Unde vă trimit? What is that? Elmo e băiatul ăsta la care mă uitam când ai venit. Aha, îi trimis să se uite acolo. Vă trimit la Schivo, că la Elmo v-am mai trimis. Bun. Bravo. Deci acolo scrie lumea. Elmo, Elmo. Hai! Bă, nu se pare fantastic. Vreți la Schimo sau la Elmo? Vă trimit la Schimo. Elmo, Elmo, Elmo. E, ai.